Dați-mi să vă zic bună ziua și să vă spun că sunt tare încântată că sala este plină și este plină de, în principal, de mediatori autorizați, de oameni de afaceri și oameni de studenți. Și dați-mi să vă mai spun că mă bucur foarte tare să vă revăd pe foarte mulți dintre dumneavoastră. E o plăcere să vă am ca un lucru de câte ori ne întâlnim cu ocazia unei dezbatere. Și lucru pentru care vreau să vă mulțumesc încă din preambulul acestei dezbateri este că sunteți alături de mediere și că alături de dumneavoastră reușim să promovăm această profesie care are, din păcate, în continuare nevoie de sprijin real din partea publicului, din partea mediatorilor, din partea instituțiilor publice, pentru că în ciuda unor eforturi destul de susținute de câțiva ani de zile, n-am reușit să facem această profesie cunoscută de toată lumea. Este obiectivul pe care îl propunem și prin această conferință și vreau să vă spun că acest eveniment care este derulat în parteneriat cu Asociația O Șansă pentru Viitor, asociație care este alături la foarte multe evenimente, împreună cu Centrul Avocaților Mediatori, care este o asociație foarte aproape de sufletul meu. Cred că știți că această asociație s-a constituit acum 4 ani de zile în memoria decanului Baronului Victorești Cristian Ionescu, care a fost unul dintre promotorii idei de mediere în România. Și alături de firma de consiliere și formare profesională Human Toolkit, am reușit să punem cap la cap elementele pentru a putea să ne vedem astăzi aici și pentru a putea vorbi despre mediere. Unii dintre dumneavoastră și probabil opinia publică se aștepta să facem această conferință de mediere și să încercăm să mediem conflictul dintre ei și Moni sau Pepe și Oana Zăvoranu. Și să le spunem cum un divorț se poate rezolva mult mai simplu, mult mai legal, mult mai discret în fața unui mediator, fără a spăla rufele în instanța de judecată sau la televizor. Dar cred că nivelul pe care noi astăzi încercăm să-l impunem este altul. Este adresat societăților comerciale, este adresat oamenilor de afaceri, este adresat mediatorilor autorizați. Toți aceștia enumerați de mine mai sus au o reală nevoie de a înțelege ce înseamnă medierea și ce înseamnă medierea mai ales în contextul de criză economică. V-aș da un singur exemplu care să susțină tot ce v-am spus și un exemplu care nu este din zilele noastre, dar cred că este extrem de relevant pentru a putea observa cum își rezolvă alții conflictele sau potențialele conflicte. În 1938, în Statele Unite, când era creștere economică, erau mediate 4.231 de conflicte. Pentru că în 1945, deci repet, în 1945, acum câteva zeci de ani, în Statele Unite, în perioadă de război, în perioadă de criză economică, cum este astăzi și în România, să fie mediate 23.121 de conflicte. În mod clar, raportându-ne la aceste cifre, putem să constatăm un singur lucru, că în perioada de criză economică, în perioada de recesiune, este necesară apelarea la mediere, date fiind avantajele incontestabile ale unei asemenea modalități de soluționare alternativă a conflictelor. Le mulțumesc pe această cale și o să vi prezint separat pe fiecare la momentul oportun tuturor celor care astăzi vor pune în scenă cele două cazuri. Fie că sunt mediatori, fie că sunt oameni politici și mediatori deopotrivă. Și prezența oamenilor politici mediatori pe care astăzi o să-i vedeți jucând spețele m-au făcut pe mine să înțeleg faptul că legislativul dorește să promoveze această profesie și dorește să dea un semnal de sprijin pentru un lucru care e esențial pentru întreaga societate și pentru noi toți, și anume dorința de a ajuta, de a pune umărul la procesul de însănătoșire a instanței.
Nu se vă plictisesc să reiau ideea cu cele peste 4.000 de dosare aflate pe rolul instanțelor din România. Despre cum stăm la poți, la arhive, la registraturi, ca să ne facem dreptate. Despre cum unii oameni fac atac de cort în sala de judecată din pricina înghesuierii, din pricina căldurii. Toate lucrurile astea le știți. Dar ceea ce nu știe toată lumea și ceea ce trebuie să promovăm noi este faptul că există o soluție la toate aceste cazuri. Această soluție se numește mediere. Înainte de a vă ura o mediere cât mai agreabilă și mai plăcută alături de mediatorii care vor fi părți în cele două simulări de mediere despre care vă vorbeam anterior, vreau să trec în revistă câteva argumente care vin în sprijinul ideii de mediere ca metodă cu adevărat viabilă și de rezolvarea conflictelor, mai ales pe partea comercială. Insist pe această dimensiune pentru că acesta este obiectivul dezbaterii și insist pe această dimensiune, cea comercială, dat fiind faptul că avem problemă cu mediul de afaceri, avem o problemă cu instituțiile financiare bancare în România din pricina crizei economice. În ultimii ani, piața liticilor comerciale a crescut cu peste 30%, iar gradul de complexitate al acestora a crescut de asemenea. Și motivele sunt diverse, fie că vorbim de criză, fie că vorbim de impozit forfetar, fie că vorbim de lipsa lichidităților de pe piață, fie că vorbim de inflație sau de stoparea creditării. Toate aceste motive ne-au condus la situația în care ne aflăm cu toții. Iar medierea este metoda pe care eu o consider cea mai eficientă la momentul acesta pentru a rezolva cel puțin parțial aspectele negative despre care vă vorbeam. Din păcate, și avem moment de afaceri în sală care cu siguranță nu o să poată să contrazică ce spun, din păcate, în România, firmele încă apelează în proporție covârșitoare la instanța de judecată și mai puțin la metoda alternativă de soluționare a conflictului. Fie că vorbim de arbitraj și avem un reprezentant în persoana doamnei Crăguța Leaua care știe foarte bine cam cât de greu se îndreaptă firmele către arbitraj, fie că vorbim despre mediere. Asta în ciuda faptului că procedura medierii este imediată, este mai puțin costisitoare, este durabilă și eficientă, cu toate acestea firmele se îndreaptă către instanțele de judecată. De asemenea, un aspect pozitiv pe care vreau să vi-l spun și care mă bucur este că am sesizat cel puțin în ultimele luni că firmele de consultanță în afaceri au descoperit că medierea este o modalitate eficientă pentru a soluționa un conflict. Este un trend pe care, cum să vă spun, în România nu inventăm noi roata. Statele din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii apelează la această procedură și ajută această procedură la un lucru pe care mediul de afaceri din România ar trebui să-l înțeleagă și ne străduim să-i facem să înțeleagă acest lucru. Despre ce vorbesc? Despre necesitatea de stabilire și menținere a unor relații comerciale care sunt bazate pe încredere și respect reciproc, care generează relații de colaborare puternice. Exact acest lucru poate să facă medierea, să ajute la păstrarea acestor raporturi decente, la raporturi de colaborare firești, într-o ordine comercială firească, cu partenerii de afaceri, cu colaboratorii, cu toți cu cei cu care generăm un proiect. Pentru că, din păcate, instanța de judecată nu face acest lucru. În momentul în care două societăți comerciale au ajuns în instanța de judecată, au ajuns cu un dosar în fața judecătorului, raportul dintre aceste societăți comerciale, din punctul meu de vedere, este grav și iremediabil hotărât. Aceste lucruri nu trebuie trecute în vederea, pentru că
imaginea unei firme este că cel mai de preț lucru cu care lucrează pe piața din România și nu numai, ci pe nivel internațional. Această imagine a companiilor comerciale trebuie protejată. Trebuie ținută departe de vulnerabilizarea pe care ți-o dă un proces în instanță de judecare. De asemenea, pot lua naștere noi afaceri în situația în care prin mediere sau printr-o procedură de mediere sunt stabilite principii clare, obiective sau scopuri clare și sunt împărțite responsabilități între partenerii de afaceri. Pentru că se pot deschide timpul unei proceduri de mediere și cu siguranță toți dintre dumneavoastră mediatori care ați intrat într-o procedură de mediere într-un litigiu comercial, puteți să depuneți mărturie că sunt păstrate relațiile dintre două firme și de asemenea există perspectiva de inițierea unor noi parteneriate în afaceri, în comun cu partenerii respectivi. Iată de ce am considerat că trebuie intervenit legislativ și anul trecut, alături de colegii mei din Uniunea Națională a Mediatorilor din România, președintele acestei uniuni, fiind astăzi alături de noi, persoana domnului Zenos Șuștac, am reușit să introducem acea modificare care cred că a dat puțină vigoare medierii în România și anume aceea că instanțele de judecată, judecătorii au devenit obligați să recomande în fața părților, în fața justițiabililor care vin să-și rezolve problemele în instanță această metodă alternativă. A fost un prim pas. Cred că în viitorul apropiat se impune o nouă modificare legislativă a legii medierii și anume aceea a obligativității acestei metode de soluționare alternativă a conflictelor, măcar pe câteva litigi. Există rețete în Uniunea Europeană, avem modele de preluat, fie că vom impune obligativitatea medierii pe litigile de familie, cum avem în Franța, sau pe anumite litigi comerciale până într-un anumit moment. Dar cred că lucrul ăsta se va simți ca necesar în viitorul an și cred că și dumneavoastră veți fi parteneri în susținerea unui asemenea proiect legislativ. Depinde de dumneavoastră, de cum veți reuși să vă conturați acest corp al profesiei de mediator, pentru că e nevoie de progres continuu, e nevoie de o dezvoltare a corpului mediatorilor autorizați și e nevoie de profesionalism. Nu vom reuși să ne impunem ca o profesie liberală coerentă dacă fiecare dintre noi nu va fi suficient de bine pregătit. Eu știu de altfel că și vă recunosc pe foarte mulți dintre dumneavoastră ca mediatori activi, ca mediatori care au dat un ajutor nesperat acestei profesii și sper că acest lucru să continue așa cum ne dorim cu toții. Așadar, dați-mi voie, cu permisiunea dumneavoastră, să mă opresc din povești și să dau cuvântul invitațiilor și am să încep cu un gardian al școlii, un om care, deși nu este mediator, are reale calități de mediator și care în prezent este rector Universității Creștine Dimitrie Cantemir, universitate care a reușit să introducă un program masteral pe tema medierii, despre care domnul rector ne va vorbi în continuare. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu, onorat prezidium, distins auditoriu. Sigur că există pentru mine o deosebită apreciere în ceea ce privește profesia dumneavoastră. Și acest lucru l-am consacrat în propriul meu conștient în ultimii ani, când prietenii, cunoștințele mele, vorbim despre mediere, despre faptul că și-au soluționat diverse litigii pe calea medierii, mi-au dat o temă de gândire profesională foarte serioasă. Și anume aceea dacă ar fi sau nu ar fi cazul să organizăm la universitatea noastră un masterat de un an de zile în acest domeniu.
Sigur că răspunsul poate să fie da, și mai ales în privința celor care, drept studii de licență, nu au studii în domeniul juridic și asupra cărora am reflectat că ar avea nevoie de un masterat pentru a-și desăvârși cât de cât o pregătire mai serioasă, mai solidă, înainte de a deveni mediator. Și mai puțin interesant și mai puțin important, cel puțin abinițiu, mi s-a părut să organizăm un asemenea masterat pentru cei care la baza pregătirii lor intelectuale sunt deja consacrați ca și juriști. Cert este faptul că fiind la început de drum această profesie, am dorit împreună cu colegii mei să ne implicăm în consacrarea ei cât mai rapidă și cât mai femeinică. Și atunci am decis ca în toamna anului trecut să inițiem organizarea unui asemenea program de studii de master intitulat Medierea conflictelor. Și mai mult decât atât, să încercăm să recuperăm timpul scurs între 2006 și 2010, mă refer la momentul de adoptare a legii 192, și să intrăm cât mai rapid în lumea bună a celor care se ocupă de mediere. Astfel încât am realizat un parteneriat cu grupul european al magistraților care susțin medierea în secțiunea română și mai mult decât atât, pe data de 29 octombrie 2010, am organizat în parteneriat cu Academia Română, cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Institutul Național al Magistraturii, cu Ministerul Justiției, cu Consiliul de Mediere și cu Editura Universitară, prima conferință internațională, Medierea în Uniunea Europeană, Stadiul și Perspective. Prezența extraordinară la această conferință a tuturor celor care conduc grupul european al magistraților care susțin medierea în frunte cu președintele Gavin Lightman în aula universității noastre a fost de bun augur, pentru că s-a realizat un schimb de experiență deosebit în ceea ce privește medierea în statele Uniunii Europene, oarecum mai dezvoltată fiind această mediere decât la noi și datorită timpului în care ea a fost inițiată și datorită unei culturi juridice, trebuie să recunoaștem, superioare a cetățenilor acestor state. Mă fac cu această ocazie cum se desfășoară medierea în Marea Britanie, cum se desfășoară medierea în Spania, în Portugalia, în Franța, și chiar și în Elveția, care a fost reprezentată la cel mai înalt nivel. Sigur că scopul pe care ne-am propus noi, deoarece în sală aveam peste 100 de studenți care deja urmau cursurile acestui master, a fost tocmai acela de a realiza o deschidere într-o perspectivă europeană în ceea ce privește pregătirea cursanților noștri și în ceea ce privește chiar și o mai bună pregătire a profesorilor care predau la acest curs de master. Ce doream eu ca și director al universității și unde înțeleg să mă implic și de aceea mulțumesc foarte mult, doamne deputat, că m-a invitat la această conferință a dumneavoastră, este tocmai acea reunire la aceeași masă a tuturor actorilor cu ghilimele de rigoare care trebuie să contribuie la împlinirea profesiei dumneavoastră. Pentru că, sigur, o nouă profesie într-un domeniu atât de delicat precum medierea presupune sprijinul tuturor celor care, cu bună credință, ar trebui să-și ofere acest sprijin. Și atunci am înțeles că, pe de o parte, să avem acest parteneriat cu magistrații care susțin medierea, pentru că, dacă din zona magistraților lucrurile nu vor decurge natural și corect și firesc în fiecare dată, sigur că demersul mediatorului poate fi oarecum stăpânit și poate fi chiar obstrucționat, pe de o parte. Iar pe de la altă parte, mediatorul însuși trebuie să aibă cum să vină înspre ceea ce înseamnă cetățeanul care trebuie să beneficieze de serviciile sale, dintr-o ipostază de profesionist dat recunoscut și respectat de ceilalți implicați în procesul de mediere. De aceea apreciez în mod deosebit faptul că astăzi, odată în plus, sunt aici de față toți cei chemați să susțină această profesie, toți cei implicați în profesia însăși, astfel încât pe calea unui dialog inteligent și constructiv, odată în plus să se facă un pas pe calea consolidării profesiei dumneavoastră. Sigur că se împlinesc în curând 5 ani de când legea a fost adoptată, oarecum o perioadă și o cifră rotundă, oarecum un moment de bilanț.
Și apreciez în mod deosebit faptul că, iată, într-o etapă intermediară a unui asemenea ipotetic bilanț, deja s-a modificat legea, deja s-a văzut ce ar trebui să prevadă legislația pentru a merge mai bine și pentru a funcționa mai bine încrederea cetățeanului în mediator. Și acum spunea doamna deputat, probabil că în acest an, cu noi amendamente, se va întări și mai mult poziția mediatorului în înfăptuirea până la urma justiției. Că și despre acest lucru vorbim. Cum anume acest actor atât de important în realizarea justiției, care este mediatorul, este susținut în a-și realiza și în a-și împlini menirea, astfel încât, dincolo de aspectele tehnice care presupune acea ridicare a presiunii a prea multor dosare de pe judecător, până la urmă cetățeanul să fie absolut convins că a apelat la serviciile unui profesionist, a unui om de bună credință și că, bineînțeles, într-un termen mult mai rapid, i s-a făcut dreptate. Eu urez în continuare succes reuniunii de astăzi și sunt deschisă la orice tip de colaborare care poate să aducă un beneficiu profesiei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna rector. Îi dau cuvântul în continuare doamnei Drăguța Leoa, care este vicepreședinta al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Bună ziua! Cu toate că prezentarea pe care doamna deputat mi-a făcut-o menționează două calități, două aspecte ale vieții mele profesionale, felul la care mă adresez dumneavoastră astăzi este un al treilea. Și anume, acela a unei persoane care își dorește să găsească o alternativă față de justiția statală. De ce trebuie să căutăm o alternativă față de justiția statală? Este un lucru simplu, pentru că niciodată un lucru, oricât de bine intenționat ar fi, nu poate fi perfect și întotdeauna o varietate este un mod de căutare legitim și un mod de căutare care ne îndreaptă spre un rezultat mai bun. Alternativa față de justiția statală, a mea, a unui om care caută o alternativă, poate să fie arbitrajul, poate să fie medierea, poate să fie o evaluare neutră făcută de un expert într-un anumit domeniu tehnic, poate să fie o negociere. Sunt multe opțiunile pe care le pot avea la îndemână eu cel care caut o alternativă. În momentul în care am căutat alternativa, în momentul acela deja îmi doresc altceva decât justiția statală. Și arbitrajul și medierea sunt astfel de alternative. Aici voi ajunge la etapa în care îmi pun o întrebare. Caut arbitraj sau mediere? Care din cele două? Sau poate mai am două? Răspunsul la care pot ajunge depinde de felul în care îmi doresc să decurgă disputa. Atât arbitrajul cât și mediera au o platformă comună, și anume civilizația. Gradul de detensionare al disputei. Felul în care ambele părți își doresc să poarte un dialog civilizat. Ambele, atât mediera cât și arbitrajul, au platforma confidențialității. Ambele sunt proceduri confidențiale. Ambele se desfășoară în fața unei persoane neutre sau a mai multor persoane neutre, în cazul unui tribunal arbitral compus din mai mulți arbitri, de exemplu, în care părțile au încredere și pe care părțile au acceptat să-i numească în considerarea încrederii pe care o au. Atât un mediator, cât și un arbitru trebuie să fie persoane neutre, imparțiale. În situația în care am această dilemă, apare automat și întrebarea. Dar care este diferența? De ce m-aș îndrepta într-o direcție sau în cealaltă? Ei, aici diferența este semnificativă. Și anume, arbitrajul este o modalitate de soluționare a litigiilor care conduce la pronunțarea unei hotărâri, a unei decizii. Arbitrii pronunță o decizie în același fel în care judecătorii pronunță o decizie. O hotărâre arbitrală înlocuiește o hotărâre judecătorească, dar decizia aparține arbitrului și nu părților. Aceasta este diferența esențială dintre mediere și arbitraj. Într-un caz, în cazul medierii, părțile ajung să încheie litigiul prin voința lor în modalitatea pe care o negociază, asistați fiind de mediator. În cazul arbitrajului, este o pledoarie pe care fiecare dintre părți o face, iar arbitrul în cele din urmă pronunță o hotărâre în felul care crede el sau eu
locuință. Unde, totuși, cred că, deși există această diferență clară de abordare, pot fi elementele de întrepătrundere. Și de ce consider că eu, cel care merg într-o alternativă față de justiția statală, pot să am beneficii atât din partea arbitrajului, cât și din partea medierii. Acest lucru, ca tip de concept, în piața europeană, în mod special, dar și în zona americană, se numește MEDAR. Și este vorba de o combinare între mediere și arbitraj, care presupune o etapizare a litigiului. Mai exact, în momentul în care îmi doresc să evit justiția statală, mă îndrept întâi spre faza care mi-acordă șansa de a putea să îmi rezolv litigiul prin bună înțelegere cu partenerul meu contractual. Și aceasta este etapa medierii, asistați fiind de serviciile unui mediator. După care, dacă în această etapă nu reușesc să ajung la o înțelegere, dacă medierea din acest punct de vedere ar putea să pară lipsită de succes, totuși pot să transform o mediere care nu are de finalitate o înțelegere cu privire la însăși problema în litigiu, măcar la o mediere de succes în ceea ce privește modalitatea în care litigiul va continua pe viitor. Și atunci părțile în mediere pot să combină că următoarea etapă nu va fi un litigiu deschis, aflat în ochii publicului, care poate să creeze presiune asupra afacerii respective datorită faptului că pot să apară anumite speculații ale acestui litigiu în zona concurenței, în zona anumitor fluctuații ale clientele și așa mai departe, ci îmi doresc în continuare să rămân în afara instanțelor judecătorești, îmi doresc în continuare confidențialitate, îmi doresc în continuare o platformă de încredere într-o persoană care mă poate ajuta și atunci mă îndrept către arbitraj. Arbitrajul se bazează foarte mult pe un element de înțelegere dintre părți în ceea ce privește existența unei convenții arbitrale. Dacă părțile de la bun început n-au prevăzut în contract nici medierea, nici arbitraj, ceea ce este o situație destul de des întâlnită la ora actuală, în special în zona țării noastre, atunci au ajuns deja în fața mediatorului printr-o înțelegere și pot rămâne în continuare pe această platformă mai departe, dacă nu reușesc să-și încheie litigiul, în arbitraj. Invers, interfața plecată de la zona arbitrajului către zona medierii arată în felul următor. Arbitrajul, după cum probabil cunoașteți, are tradiție foarte îndelungată în România. Curtea de arbitraj comercial de la Camera de Comerț și Industrie a României funcționează de aproape 60 de ani. Există o tradiție deosebit de amplă, în special în zona comerțului internațional, pe ceea ce înseamnă arbitraj. Prin urmare, veți găsi un procent semnificativ, e adevărat nu atât de mare cum ne-am dorit, dar un procent semnificativ de contracte care conțin o clauză de arbitraj și părțile ajung în fața arbitrului. Până acum, în arbitraj, întotdeauna arbitrii au apelat la o modalitate pe care au avut-o la dispoziție prin permisiunea regulilor de arbitraj și anume aceea de a încuraja părțile să încheie litigiul pe calea amiabilă. Cum au procedat? Au procedat în felul următor. Au îndreptat părțile acolo când era posibil și unde litigiul era de asemenea manieră, încât să poată realiza acest lucru, i-au îndreptat către un punctaj comun. Aceasta a fost expresia utilizată foarte mulți ani de zile, zeci de ani. Adică, duceți-vă dumneavoastră și împreună cu avocații noastre, stați la masă și treceți în revistă problemele în litigiu. Vedeți dacă nu puteți găsi soluția amiabilă la o parte dintre ele și așa mai departe. Acest punctaj a avut o rată de succes oarecare, nu satisfăcătoare. Credem cu toată tăria că dacă acest punctaj comun este în sfârșit transformat în ceea ce este o metodă profesionistă de soluționare a litigiului prin negociere directă și anume medierea cu asistența unui mediator profesionist, rata de succes a unei astfel de variante va fi semnificativ crescută. Totuși, este de remarcat faptul că, spre deosebire de judecător care au învățat în ultimul timp să trimită părțile încet încet către zona de soluționare a litigiului pe care amiabilă, în zona arbitrajului, aceasta reprezintă deja o practică absolut constantă. Și așa fiind, arbitrii sunt cei care pot să trimită părțile către mediere și pot să îi ajute ca pe bucata aceasta de timp a soluționării litigiului arbitrar să se îndrepte către zona medierii. După care, dacă tot este declanșat litigiul arbitrar, pot să revină și să se pronunțe o hotărâre de expedient în arbitraj, prin care acea înțelegere a părților să îmbrace forma unei tranzacții care, prin hotărârea de expedient,
devine titlul executoriu și încheie litigiul, nu într-o bază contractuală, ci încheie litigiul într-o bază a unei hotărâri similare cu o hotărâre judecătorească. Iată deci care sunt cele două minări plecate pe de o parte din zona medierii către arbitraj, pe de altă parte din zona arbitrajului către mediere și de ce eu cred că între mediere și arbitraj trebuie să existe un parteneriat prin beneficiul comunicației. O să-i dau cuvântul colegului meu, Zeno Șușta, care este copreședinte al Uniunii Naționale a Mediatorilor din România și membru al Consiliului de Mediere și un lucru foarte important este președintele Comisiei de Promovare a Medierii, așa că așteptăm foarte multe de la dumneavoastră. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc, Alina, pentru invitația de a participa la acest eveniment. De altfel, în ultima perioadă s-au organizat foarte multe evenimente pe mediere, iar în multe dintre ele, inițiator a fost doamna deputat Alina Gorghiu. Medierea, un domeniu de interes pentru foarte, foarte multă lume. În primul și în primul rând, și voi face o scurtă divagație, o scurtă deviere de la subiectul care mi-a fost repartizat, respectiv medierea și domeniul bancar. Medierea este importantă în primul și în primul rând pentru societatea civilă. Medierea este importantă pentru justițiabilii, pentru potențialul justițiabil, pentru omul care are o dispută, pentru omul care are o problemă și dorește să o rezolve cât mai bine pentru el. Iar medierea oferă o astfel de alternativă. Colega mea, Alina Gorghiu, spunea anterior ceva despre Comisia de Promovare a Medierii. Promovarea medierii întâmpină, din păcate, foarte multe greutăți în ultima perioadă și în prima perioadă, pentru că suntem în faza de implementare cu adevărat a profesiei în România. Totuși, dincolo de aceste greutăți, în ultima perioadă beneficiem de un sprijin foarte important. Sprijinul magistraților. Sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, care este mai mult decât deschis în promovare medierii și dorește să pună umărul la consolidarea acestei profesii în România, sprijinul Institutului Național al Magistraturii, cu care recent s-a semnat un protocol foarte important cu implicație în formarea magistraților în România și sprijinul societății civile. În faza inițială, anumite profesii care aveau o oarecare tangență cu justiția sau erau dedicate exclusiv domeniului justiției, au privit cu îngrijorare, cu teamă, aș putea spune, apariția profesiei de mediator. În ultima perioadă, în schimb, optica s-a schimbat. Au realizat ce înseamnă medierea, au realizat că apelarea la un mediator nu presupune concluzia unui avocat, nu presupune concluzia unui expert. Din contră, cu toții împreună, pot fi eficienți în acest proces. Medierea disputelor din domeniul bancar și nu medierea bancară, cum se folosește un termen destul de des în ultima perioadă. De ce medierea disputelor din domeniul bancar? Pentru că mediatorul soluționează, ajută părțile să ajungă la o înțelegere, în măsura în care acest lucru este posibil, dispute indiferent de tipul acestor. Banca, pentru mine, ca și mediator, are exact același tratament de care beneficiază o persoană fizică sau o persoană juridică. Banca nu este cu nimic privilegiată dacă apelează la mediere față de o altă parte, care este și ea prezentă în mediere. Este foarte important de reținut aspectul că în România, prin legea 192/2006, avem mediere facilitativă. Adică acel tip de mediere în care mediatorul nu este el cel care dă soluția, ci părțile sunt cele care își construiesc soluția cu ajutorul mediatorului. Mediatorul facilitează comunicarea dintre părți, impulsionează discuțiile dintre acestea și, nu în ultimul rând, asistă negocierea dintre părți. Negocierea
este asistată de către mediatorul, care este neutru și imparțial. Medierea facilitativă versus medierea evaluativă. Orice mediator autorizat din România poate media dispute, poate media conflicte în orice domeniu, inclusiv în domeniul bancar. Cu alte cuvinte, nu este necesară o capacitate de expertiză suplimentară pentru a media dispute dintr-un anumit domeniu. Discutăm despre mediere, nu discutăm despre arbitraj, nu discutăm despre construirea soluției de către noi. Discutăm despre un profesionist în domeniul ADR, Alternative Dispute Resolution, care intervine atunci când părțile se află în impas. Iar așa cum știm, legea medierii prevede că mediator poate fi cine? Un intelectual, un absolvent de studii superioare, care mai are și o perioadă de muncă de 3 ani de zile. Ceea ce înseamnă că noțiunile necesare intervenției sale eficiente în dispută, în timpul unei medieri, sunt mai multe decât suficiente, pentru că mediatorul e cel care construiește soluția. Interesul pentru medierea în domeniul disputelor care au legătură cu băncile este mare în ultima perioadă. Este extrem de ridicat. Dintr-un motiv foarte simplu. Băncile sunt acele instituții care învăț bani. Din acest motiv, interesul este foarte, foarte ridicat. Discutăm despre bănci românești, discutăm despre bănci străine și, în ultimul rând, discutăm despre România anului 2011, aflată în plină criză financiară alături de țările din jurul ei. Asta înseamnă că, în special, băncile străine cunosc procedura. Cunosc procedura medierii și nu o cunosc din România. O cunosc pentru că, în alte țări în care au desfășurat activități financiare, procedura medierii la nivel de business este o procedură foarte, foarte utilizată. Undeva în jur de 60% din totalul tipurilor de ADR. Banca, să nu uităm, în orice dispută, atunci când discutăm despre legea 192, are puterea și tratamentul unei simple părți din partea mediatorului. Ce este foarte important în contractele care s-au încheiat și se vor încheia în viitor, inclusiv în domeniul bancar, inserarea unei clauze de mediere va trebui să fie o inițiativă pe care o au băncile. Va trebui să fie o inițiativă în situația în care băncile vor considera că este avantajos pentru ele să-și rezolve disputele prin mediere. Pentru că în acest domeniu, numărul medierilor să crească, este necesar, în primul și în primul rând, dorința băncilor de a insera în aceste contracte clauze de mediere. Așa cum știm, contractul pe care îl semnează o persoană fizică sau o persoană juridică cu o bancă este mai mult sau mai puțin impuls, de obicei mai mult. Un mare avantaj al medierii în domeniul disputelor care au legătură cu băncile este acela că există posibilități multiple de soluționare a disputelor. Pot foarte multe variante să intervină. Discutăm și despre reeșalonări, discutăm despre recalculări și discutăm despre negociere. Dacă băncile ar avea o deschidere un pic mai mare către partea de negociere, având în vedere situația actuală din punct de vedere financiar a majorității populației într-un an în care criza mondială își face efectele, atunci ar exista beneficii atât pentru bănci cât și pentru persoanele care au încheiat contracte cu aceste bănci. Iată de ce negocierea dintre reprezentantul băncii și client într-o mediere sau într-o negociere, cu sau fără specialist ADR, cu alte cuvinte, ar trebui să fie o negociere de tip integrativ, eventual negociere de tip rațional, în niciun caz negociere distributivă în care banca să se prevaleze de raportul de forțe. Așa cum știm, în negociere, raportul de forțe este un factor extraordinar de important. O mai mare deschidere din partea băncilor ar aduce beneficii
atât pentru bănci, cât și pentru persoanele care apelează la procedura medierii. De reținut, pentru partea de final, mai este și aspectul că nu avem în România o specializare a mediatorilor pe domenii, cu atât mai puțin pe domeniul bancar. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că Zana a intrat destul de mult în următoarea temă. O să rog pe lungul să merite că o să-i dau cuvântul după ce doamna Iuhu ne va prezenta medierea în domeniul bancar. Doamna Mirela Iuhu este membru fondator al Asociației de Mediere FINBA și președintele Consiliului Consultativ ai membrilor fondatori ai Asociației FINBA și de această cale o să au și pe doamna vicepreședintele care e în sală. Vă mulțumesc de prezență. Vă mulțumesc, doamna deputat, pentru invitație. Mă simt deosebit de onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Totodată îi mulțumesc și domnului Zustac pentru introducerea făcută domeniului medierii în sistemul financiar bancar. Trag concluzia că este un subiect de mare importanță, în special în această perioadă de criză, oarecum, în care ne aflăm, dificultatea aceasta de comunicare între bănci și clienți. Dar medierea, iată, vine ca o mănușă și celelalte modalități alternative de soluționare a disputelor și cred că beneficient de o promovare asiduă deopotrivă făcută băncilor în ceea ce privește medierea, dar și clienților, cred că în viitor vom putea asista la diminuarea numărului de litigii aflate pe rolurile instanțelor în favoarea soluționării, apelând la modalități alternative de soluționare a disputelor. Sunt astăzi aici într-o dublă calitate, aceea de bancher, pentru cei care nu știți, eu sunt și conducător al unei bănci importante din sistemul bancar, dar și în calitate de un susținător fervent al activității de mediere. Iar în 2006-2007 am condus din partea Asociației Române a Băncilor un proiect deosebit de important sub egida Băncii Mondiale, care se numea Ombudsmanul Bancar, pentru că, așa cum a afirmat și doamna deputat, activitatea de mediere nu este inovată, nu este ceva propriu României. Iată, sunt zeci de ani de când se uzitează pe plan internațional și cu succes. Cu toate acestea, după aderarea României la Uniunea Europeană, s-a făcut tot mai necesară modalitatea aceasta alternativă de soluționare a disputelor, motiv pentru care industria bancară, împreună cu instituții publice, au considerat necesar la momentul acela, repet, 2006, ca un grup de specialiști din sistemul bancar, Banca Națională a României, Asociația, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, dar și Ministerul Justiției, dacă mi-aduc bine aminte, am derulat un proiect în urma căruia am venit cu recomandarea că da, este imperios necesară instituirea unei scheme de mediere bancară, care oarecum, recomandarea care s-a suprapus pe legea 192/2006, care s-a și publicat practic în Monitor Oficial în aceeași perioadă când noi derulam proiectul. Recomandarea pe care am făcut-o în cadrul proiectului industriei bancare a fost că nu este momentul pentru înființarea unei scheme independente pe modelul altor țări din Uniunea Europeană, ci beneficiind de legea care tocmai fusese publicată și deci de profesia de mediator și activitatea de mediere, am considerat necesar că este suficient că există această lege
Și, bineînțeles, oricine îndeplinește condițiile legale poate să devină mediator. Cu toate acestea, în vara anului 2010, mai exact în iunie, după ce un grup de foști și actuali bancheri au urmat cursurile de pregătire profesională și au devenit mediatori autorizați, 14 dintre acești cursanți au fondat Asociația de Mediere în domeniul financiar bancar, FinBan, pe care o reprezint eu astăzi aici, alături de colega mea, doamna vicepreședinte Simona Vâlceanu, un reputat bancher. Simona, dacă vrei să te ridici și să saluți auditoriul. Deci, doamna este mediator autorizat activ, eu sunt mediator autorizat inactiv pentru că nu-mi permite legea bancară. Așa că mă voi rezuma doar la rolul de promotor, voi promova cu toată forța de care dispun, inclusiv în sistemul bancar, printre colegii mei bancheri, printre clienți, uite, participând, cum particip astăzi la această conferință. Deci, practic, îmi doresc să mă rezum la rolul de promotor al activității de mediere și al mediatorilor. Și, bineînțeles, orice ocazie când doriți să vă sprijin în demersurile dumneavoastră, apelați cu încredere că voi fi alături de dumneavoastră. Dar să revenim la rolul și scopul acestei asociații, fără am dori să contrazic pe antevorbitorul meu, într-adevăr, nici noi nu susținem o specializare a mediatorilor, am fost unul dintre cei care ne-am opus și care am reacționat oarecum la înființarea unei uniuni, dacă mi-aduc bine aminte. Deci cineva, practic, la un moment dat a confiscat termenul de mediator bancar, da? Deci noi nu suntem mediator bancar, suntem mediator și atât. Cu toate acestea, susținem în continuare o oarecare specializare, pentru că sunt domenii ale medierii unde, dincolo de aspectele generale și ceea ce prevede legea și alte proceduri ale Consiliului de Mediere, sunt situații, sunt spețe, când trebuie ca mediator să înțelegi puțin despre ce este vorba în propoziție, cu tot respectul pentru cei de față aici. Deci, așa cum v-am informat, această asociație de mediere în domeniul financiar bancar își va focusa activitatea pe medierea între bănci. Oricine este binevenit să se alăture asociației noastre, bineînțeles, dacă îndeplinesc anumite criterii de admitere pe care l-am stabilit noi în cadrul asociației. Nu dorim să confiscăm medierea și să formăm așa un cerc restrâns, elitist de mediatori. Bineînțeles că orice clientul este liber, practic, să stabilească cu cine dorește medierea, mai cu seamă că nu dorim să se pună la un moment dat în discuție obiectivitatea, imparțialitatea sau neutralitatea mediatorului. Înțelegem foarte bine aceste lucruri și nu am dorit ca noi înșine să fim o barieră în calea clienților care ar dori să apeleze la mediere, plecând de la premisa, stai un pic că sunt de fapt bancheri, cu siguranță vor ține cu o bancă. Nu se pune în discuție așa ceva. Simona, dacă vrei să mă corectezi, nu aș putea să vă spun câte medieri de succes au fost efectuate de colegii mei în cadrul asociației, probabil le putem număra pe degetele de la cele două mâini, dar, așa cum spuneam, mai departe, succesul medierii, în general, nu vorbesc de succesul acestei asociații, ci de succesul celorlalte asociații de mediatori și a mediatorilor în general, cred că depinde foarte mult de modul în care părțile înțeleg activitatea de mediere și de ce este important să alegi medierea și nu instanța de judecată. Consider că astăzi s-a făcut un pas important în promovarea medierii.
Cred că revine fiecăruia dintre noi, cei care suntem mediatori, rolul de a promova această activitate cu orice ocazie, pentru că altfel oamenii obișnuiți, cei care astăzi se calcă în picioare pe holurile instanțelor de judecată, nu vor ști de fapt care este diferența și de ce este bine să apeleze la mediere. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o astăzi, doamna deputat, să promovăm și activitatea asociației, dar și medierea, și oricând doriți să fim alături de dumneavoastră, contați pe noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în activitate. Dați-mi voie să-l invit să ia cuvântul pe domnul Nuru Mitroi, care este formator al școlii de formare în mediere, Nuru Mitroi, membrul Consiliului de Mediere, Asociația Centrul de Mediere Buzău, pe care o și conduce domnul Mitroi, și nu în ultimul rând Asociația Centrul Mediatorilor Profesioniști București. Nu o să-și prezinte propria revistă, v-am pus-o la mape în limita numărului de exemplare pe care l-am avut, ca să vedeți că există oameni, așa cum e și Zeno, care editează o revistă, care se străduiesc să facă literatură de specialitate în România, pentru că și asta este o problemă. Din păcate, literatura de specialitate nu există și vă mai promit un lucru, în câteva luni, împreună cu Universul Juridic, o să reușesc să, și cu colegii mei, mulți dintre ei prezenți aici, să scoatem o carte care se va intitula Medierea pentru mediul de afaceri și la lansare promit să vă invit pe toți. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot, bună ziua doamnelor, domnișoară și domnilor, bună ziua dragilor colegi, bună ziua domnilor și domnilor invitați sau invitat. Trebuie să recunosc că mă pregătisem așa cu două etape ale prezentării, și anume etapa aceea de promovare a medierii și a doua parte sau a doua etapă, pur și simplu mediere practică, ce înseamnă mediere în comercial. Încerca să mă țin un pic de program, dar pentru că toți colegii și toți antevorbitorii mei au promovat foarte bine medierea, o să mă limitez în măsura timpului care mi se mai acordă să vă prezint două spețe. Plecăm de la moralitate, etică și legalitate în mediere și moralitate, etică și legalitate în comercial. Medierea în comercial. Într-o primă mediere, un angajat al unei societăți comerciale care funcționa în baza metodei MEBO, și bănuiesc că toată lumea știe ce înseamnă privatizarea prin MEBO, cheamă la mediere tot Consiliul Director al acelei societăți, pentru că dorea dumnealui să-și vândă acțiunile care le deținea cu prețul pe care îl credea de cuvință că ar trebui să ceară. Dacă nu știți, vă spun eu, prin MEBO se poate vinde, sau valoarea acțiunii este stabilită printr-o expertiză de către un expert în adunarea generală ANA. Nu știam nici eu, dar am aflat atunci în medierea respectivă, în timp ce tot Consiliul de Administrație îi explica domnului angajat despre această procedură. Într-adevăr, medierea a durat aproximativ 2 luni, timp în care angajatul la un moment dat a apărut că înțelege. Ce am aflat în acea mediere? Că acel Consiliu Director era relativ nou, de aproximativ 2 ani ales, și că angajatul era foarte vechi, mai avea un pic și ieșea la pensie, era cel care pusese cărămizile acelei societăți, fabrici de panificație. După 2 ore, angajatul se ridică și îmi spune: domnule mediator, am înțeles, mulțumesc, haideți să încheiem acordul de mediere. Am renunțat să mai vând acțiunile la prețul pe care îl doream eu. Zic că haideți, faceți dumneavoastră, redactați acordul de mediere. Între timp, directorul general, v-am spus, de partea cealaltă, era tot Consiliul de Administrație. Director general, director economic, director distribuție. Au venit și pentru că i-am invitat, dar au venit și din simpla curiozitate să vadă ce se întâmplă într-o mediere. Consiliul Director, relativ tânăr, 2 ani
de când era numit în conducere sau era constituit ca și nou consiliu director. Directorul general întreabă, măi, Nea, Mitică, dar ce acum, până acum, măi, ne-ai ținut, ne-ai notificat pe la instanță. Secția comercială avea deja dosar introdus pentru obligația de a face, în sensul că să-i cumpere și acțiuni. Nea Mitică, așa, ridicat în picioare și privirile către mine, zice, domnule mediator, ați văzut, oamenii ăștia sunt numiți aici de 2 ani de zile. Dom'le, eu de 2 ani de zile, că știți că eu sunt vechi în profesie și v-am povestit că sunt de când sunt eu angajat la fabrica asta. De 2 ani de zile încerc și eu să fac o cerere de intrare în audiență, să-mi cunosc și eu noua conducere și uite, acum îi cunosc pe toți. Asta înseamnă mediere. Nu știm dacă e legal, dacă e moral, dacă e etic. Dar așa, acel angajat s-a disfăcut propria lui nevoie și anume să fie cunoscut și să-l cunoască cei care îl conduceau. Asta o medieră veselă. Și o a doua speță pe care doream să vă prezint, s-a discutat aici despre medierea bancară, s-a discutat despre medierea din instanțe, cauzele venite din instanță, dar n-am auzit nimic de medierea din asigurări. Societățile de asigurări, cum zicea colegul Zeno, reprezintă un potențial financiar poate mult mai mare față de potențialul financiar al băncilor. Să știți că multe acorduri de mediere făcute între doi păgubiți, că până la urmă și unul și altul au avut probleme și au angajat răspunderea asiguratorului, multe acorduri din acestea de mediere pot rezolva în așa fel situația încât societățile de asigurări să plătească, lăsând la o parte, cauzele obiective care au determinat distrugerea bunului sau pentru care au determinat intrarea în vigoare a poliției respective, a se activa poliția. Mai mult vă spun pentru că aici ține de zona de cât de inteligent sunt consilierii părților care vin la mediere și ce pot rezolva ei prin acel acord de mediere, având în vedere că noi ca mediator nu ne putem implica absolut deloc în soluția lor. Este soluția lor. Dar, o speță tot din zona comercială, două societăți, pretenții, dosar de pretenții, de fapt, obligația de satisfacerea unor clauze contractuale, ajunge dosarul la mediere. Evident că și acele etape din mediere sunt importante. Acordul de mediere este important în maniera cum s-a încheiat. Societățile au încercat, și-au stins disputa, și-au stins datoria prin cesionarea unei părți dintr-o lucrare obținută prin licitație către partea care avea de recuperat datoria. Ce este important, pentru că s-au pus câteva probleme chiar de avocații oamenilor de afaceri care au venit acolo. Se punea problema în condițiile în care cel care a câștigat licitația era încredit de caietul de sarcini pentru că nu putea subcontracta. Cu toate astea, înțelegerea pe dosarul de pretenții, un alt dosar, nu dosarul cu licitația, în acordul de mediere a fost introdusă și această cedare a unei cote din lucrarea respectivă, conform licitației câștigate. Întrebarea și oarecum neliniștea avocaților dacă ține sau nu acest acord de mediere în fața instanței, pentru că acesta trebuia dus în fața instanței să stingă litigiul din instanță. Ei bine, instanța a luat act. A emis acea hotărâre de expedient prin care încuvința acordul, constata stins conflictul dintre și se punea problema, cei doi își puneau problema, după aceea că au venit și mi-au spus, s-a rezolvat, a trecut de instanță. Se punea problema dacă la un eventual control al curții de conturi, acel acord de mediere dat în deja devenit hotărâre de expedient, ar fi ținut. A ținut. Pentru că era o hotărâre dată de instanța de judecată. Sunt două spețe destul de interesante, care ar trebui să pună pe gânduri atât oamenii de afaceri prezenți, cât și mediatorii care
practică efectiv vederea în comercial. Mulțumesc mult pentru atenția care mi-ați acordat-o și vă aștept cu întrebări pe mail și pe toate datele de contact pentru a mai povesti astfel de spețe. Urmează trei muritori înainte de pauză, care veți constata că au o anumită caracteristică. Sunt oameni de afaceri. O să-i prezint în ordinea trecută în program. Vorbesc despre domnul Daniel Miane, care este directorul Indaco Systems. Cred că este mediator de aici, să faci cam care să fie auzit de Indaco. Reprezintă o companie extrem de importantă de pe piața din România și cred că ne poate spune din experiență proprie sau dacă nu, măcar la nivel de percepție, care este perspectiva unui de afaceri raportată la ideea de mediere. Invită Daniel să ai cuvântul, te rog. Deci am înțeles eu, există trei modalități în afaceri de dreptate, în afaceri de justiție. Există justiția statală, care practic stabilește în valoare unor norme o anumită conduită și o anumită conduită cum se desfășoară și cum se împarte această dreptate. Există altă instituție a arbitrajului, care a fost probabil născută ca o necesitate la de a începe granița, pentru că am vrea întrebare de multe sisteme de drept, în Constituție, această instituție a arbitrajului a făcut față din o lungă în spectrul afacerilor, atât în ceea ce privește afacerile care s-au desfășurat între țări comuniste capitaliste, între țări creștine și musulmane. Deci lumea afacerilor are un limbaj comun. Și acest limbaj comun a fost exprimat în reducerea la un numitor comun, care este această curte de arbitraj. Aici deja lucrurile sunt foarte bine aranjate. Există un cadru internațional, toată lumea care cunoaște măcar pe regulile, pentru a știe ceva despre normele impotente de comerț internațional. Este o abordare care, după mine, este bună. Este destul de rapidă, se face deja pe baza unor standarde, dar poate fi mai scumpă. Poate fi scumpă pentru că se desfășoară la început de arbitraj, care de multe ori, în cazul afacerilor mari, probabil nu sunt în interiorul țării, sunt undeva, nu știu, la un sediu internațional. Dar, în același timp, încearcă să coaguleze sub această formă standardizată niște norme care se aplică, iar arbitrii respectivi au această putere de a le aplica în tocmai la companie. În ceea ce privește medierea, care pentru noi români e un lucru relativ nou, nu avem acea cultură judicială pe care alte țări o au foarte multă vreme, medierea pare a fi o soluție bună, pentru că, așa cum înțeleg, că încearcă să creeze, să urmească acea soluție de care sunt antagoniste. Probabil avem, nu știu, matematica care prezintă multe medii, multe media metrică, multe geometrică, media ponderată, că sunt niște legi care încearcă în mod echitabil să împartă această dreptate. De valoarea care în justiție, din păcate, nu este neapărat dreptate. În justiție ci se dă, ci se admite sau ci se respinge, în partea ceea ce duce. Pe când în mediere, construind un partener tău în acea soluție, încercând să găsești acele soluții care să fie bune atât pentru tine cât și pentru el, te afli undeva în permanență pe o care e în mijloc. Și lucrul ăsta este foarte bun, pentru că pe parcursul dezbaterilor pot să existe relansări, și ale contractului pot să existe relansări, ale unor oportunități, ceea ce în justiția nu îți oferă. În justiție, dar ți se dă sau va ți se dă. Și asta este doar un aspect. Dar gândiți-vă dacă cei care participă la acest act de justiție statală nu sunt mânați întotdeauna de cel mai bun intenție. Eu am păzit un lucru de genul acesta, un
România și Canada în permanență, apărând efectiv la mijloace legale. N-a avut apărător, a luat termen pentru urmițe de apărător. A avut apărător, dar apărătorul a cerut termen pentru luare la cunoștință a dosarului. A cerut termen de un nou termen de judecată. Ori de câte ori se aduceau piese noi la dosar, cereau termen pentru luare la cunoștință. Se îmbolnăveau, erau plecați nu știu de unde. Și uite așa, a durat aproape un an și ceva până când în sfârșit s-a pronunțat pe fond instanță. Așa, avem pe jumătate de an până când a venit hotărârea, după care, bineînțeles, s-au aplicat la instanțele superioare. Și toată treaba s-a desfășurat pe 2 ani de zi. Dar probabil că atunci când nu este bună credință, atunci când, eu știu, nu există o civilizație, probabil că atunci când lucrurile acestea pot să fie lăsate într-o manieră superfluă, sub rânda o vărătuire a justiției, lucrurile se vor întâmpla întotdeauna. Șansa medierii poate că este să fie transformată din instrument alternativ într-o instituție. Să existe această instituție a medierii. Dacă ar fi așa, dacă, nu știu, reforma justiției s-ar baza pe această instrument, cei care ar fi obligați să parcurgă acest ar avea tot interesul ca să vină foarte serioși la discuții. Pentru că, în final, dacă e cineva care te ajută lucrurile în mod vădic, în mod folic, la acea rezoluție care se poate da de către mediator, poate să conteze foarte mult mai departe în cadrul unui proces și în cadrul justiției. Asta este un punct cheie care probabil va trebui să fie, va trebui să se întâmple, pentru că, din păcate, cultura justițional în România încă la sfârșitul. Nu avem acel background, nu avem acea istorie în care oamenii, așa cum în America, unul de cu procesele, trec mai mult în această fază. Cam atât aș fi eu să vă spun, mai mult decât atât, lucrurile s-au spus mult mai bine decât ani de vorbitori, în care sunt oamenii de meserie. Dar din punctul de afacerilor, cred că această procedură care urgentează și care în același timp găsește soluții de ieșire dintr-o criză, poate să poartă numele de mediere. Îi dau cuvântul domnului Constantin Voicu, un prieten bun și, și în același timp președintele Clubului Oamenilor Liberali de Afaceri din sectorul 5 și în timpul liber aviator. Și aș începe cu întrebarea, dacă îmi dai voie, că tu ești gata noastră astăzi, Alina. Dacă înseamnă, există oameni de afaceri fără litigii comerciale acum? Unul singur, mă rog, dacă există, să știu și eu. Felicitări. Ați de curând prima? De curând sau ați avut noroc până acum? Sunt 11. Mă invidiez. Pentru că Daniela și astfel de mei sunt confruntați cu probleme destul de grave de la justiții. Pe litigii comerciale, evident, la asta mă refer și vă spun multe distanțe că sunt două aspecte importante în instanță când ajungi. Stresul este evident, pentru că nu știi care este finalul, cum ai spus și tu. Pe lângă asta, sunt întârzieri masive, asta înseamnă ani de zile, și blocaje financiare și, evident, depinzi de o stare de spirit atât de niște avocați foarte buni sau foarte puțin doriți să creeze un act de justiție reală. Actul de mediere, după tine, trebuie să fie puternic. Forța lui depinde de un act normativ care trebuie să o facă puternic. Deci, după opinia mea, astăzi, actul de mediere este o inovație, deci nu o invenție, o inovație a poporului român, luând invenția americană ca și exemplu, dar atenție, sunt alte spețe. Avem alte valori financiare, sunt la alt nivel despre litigii, pentru că un business făcut în România are la bază legislația românească, evident, și speranța mea este că cei din sală care au cultură juridică, cultură economică, cultură de business, se poate veni cu niște idei pentru a completa actele normative în vigoare primind partea de mediere. De ce? Pentru ca să fie acoperitoare. Un act de mediere trebuie să fie acoperitoare tipa când spețele care sunt cuprinse într-o lege sau într-un, mă rog, HG, acoperă mai multe zone de conflict potențial.
Am un foarte bun amic care s-a născut în Israel și a spus un lucru important. A spus că dacă în 2012 vom avea cash, vom fi împărați. Oamenii de afaceri. Dar ce se referă la lucru? Că, din păcate, băncile aici de față sunt din cele mai precaute și au dobânzi, au prieteni cu dobânzi foarte mari. Apare un blocaj financiar evident. Apare reformulez. Este vigor un blocaj financiar evident. Și se accentuează acest blocaj financiar și evident că cei care au de făcut plăți și nu l-au făcut la timp, vor fi și mai greu de presat să facă plățile la timp. Așa cum știți, o plată pe care o târzie o companie, într-o altă companie, mai mult de jumătate de an, creează probleme financiare celor care nu au bani la timp și este obligat să faci provizioane în timpul când n-ai pus la timpul casate. Asta înseamnă că deja apreți la bani și lucrurile se complică. Legat de mediul de afaceri. Cred că în România mediul de afaceri trece de la extaz la agonie și invers. Acum suntem în agonie pentru că extazul din 2007-2008 s-a consumat rapid. Nu am putut ține noi pasul, noi, cei care dormim să facem afaceri, cu modul în care economia românească a impus reguli noi. Pentru reguli noi trebuie să fie normative noi care să fie aplicabile cât mai repede. Aș vrea să vă menționez că există în clipa de față, în cluburi pe care îl conduc, mai multe persoane calificate în diverse domenii, mă refer la jurist, mă refer la economist și, bineînțeles, oameni care au tehnic vorbind o experiență de business peste medie, care sunt, în timp de față, doriți să creeze proiecte de acte normative care să acopere cu forță această zonă. Vă aștept cu plăcere cu orice idee aveți dumneavoastră în pauză, vă ofer cărți de vizită și, eventual, un schimb de opinii. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă vorbim de medierea în afaceri, de medierea comercială, de medierea cu instituțiile financiare, evident că avem nevoie și de opinia patronatelor. Dar, înainte de a-i da cuvântul domnului președinte, că mi-a mulțumesc pentru prezență, vreau să vă prezint foarte scurt spețele și să vă spun că vom lua o pauză după intervenția domnului Oltan. Vom lua o pauză de 10 minute. Vă invit să servim o cafea afară, pentru că mediatrice își poate pregăti mesele, locația, să poată să intre în modul de mediator și părțile în modul de persoane cu o stare de conflict, da, să intre starea de supărare. Și vreau să vă spun pentru că atunci chiar o să se prezintă mediatorii și părțile care vor juca rolurile, dar dați-mi voie să le mulțumesc încă de pe acum. Nici nu vreți să știți cât de buni sunt și cât de talentați sunt și cât de aproape de fenomenul medierii sunt. În prima speță, care reprezintă o mediere într-o societate comercială aflată în insolvență și o instituție bancară creditoare, mediator va fi nimeni altul decât Mihai Gheorghoase. Nu cred că mai cineva din sala asta care să nu știe pe Mihai. Și Mihai, mulțumesc pentru parteneriatul în acest proiect. În același timp, rolurile vor fi jucate de Ciprian Cioaric. Domnul Cioaric a fost și la prima ediție partea acestei campanii de promovare a medierii și l-am lăsat ultimul pe senatorul Mario Oprea, senatorul și mediatorul Mario Oprea, care a cărui prezență aici mă face pe mine să sper că lucrurile din punct de vedere al legislativului vor sta mult mai bine. Mulțumesc, Mario! Și a doua speță face prezentarea unui litigiu între două societăți comerciale. O să vedeți reale schimburi de mediator în prezentarea pe care vă face Ion Dedu. Prieten vechi de-al meu, un prieten vechi de-al dumneavoastră, un mediator foarte blând. O să vedeți diferența dintre medierile făcute de Mihai și Nelu și o să constatați că există multiple tipologii de mediatori și o să vă regăsiți probabil într-un model sau în celălalt. Nelu o să joace această speță alături de o doamnă deputat. Sunt copleșită de prezența ei aici, așa să vă spun de ce este proaspăt mediator. Este deputat de foarte, foarte multă vreme și este unul din colegii mei care, așa cum o să constatați,
Mai vine calitatea de mediator ca o mănușă. O să o vedeți în speță pe Manuela Mitrea, care îi mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi prezent alături de noi. Iar al doilea, a doua parte supărată în speța lui Renu Dedu va fi Bogdan Stănescu. Bogdan este mediator, este în același timp extrem de specializat pe tot ce înseamnă sistem bancar și a jucat și în prima etapă a dezbaterii noastre de anul trecut, a jucat, dacă nu mă înșel, cred că tot cu noi în speță, nu? Așa că, vedeți, marile spirite se reunesc și la un an distanță. Și acum îi dau cuvântul domnului președinte. Și vă, ca și mie, mi-a fost o cigară și o cafea, vă spun un lucru. Există în mediul de afaceri că o neîncredere în mediator și va trebui să, în afara promovării, va trebui să reclădim și să construim împreună încrederea în mediator, o profesie bună. Și, în general, oamenii sunt destul de puțin receptivi la noi. Doilea lucru, auzeam colegi spunând că toată lumea se duce în instanță. În instanță vă spun clar, ajung acele procese strategice și așa cum spunea Alina, mă refer la procese strategice, într-atrage de timp, ați ucide o concurență sau un adversar, sau a nu-i da banii la timp, tu dezvoltându-te cu banii lui în această perioadă. Pentru că dacă colegul nostru de la Itacu spunea că a durat 2 ani procesul, e un fericit. Sunt alții de 7, de 9 ani, care nu au reușit să termină o speță pentru... Am avut avocat, nu? Câteva mii, deci a costat foarte mult, să înțeleg. Medierea te costa mult mai puțin. Important era să ai un partener care chiar voia să se înțelege cu el. Pentru că o mediere între doi parteneri de afaceri care nu au ajuns la o stare conflictuală iremediabilă, pentru că atunci se ajunge în justiție, poate crea premisele, așa cum spunea colegul de la Buzău, unui parteneriat și unei prietenii îndelungate. Nu numai parteneriat de afaceri, ci chiar o prietenie îndelungată. Și vreau să vă mai spun, de prea mult timp așteptăm să ni se dea sau să ni se facă dreptate, inclusiv la arbitraj, ci se face sau nu ci se face dreptate. La mediere, soluția este clară. Nu pierzi tot sau câștigi câte ceva. Da. Și ajungi la soluția pe care o construiești cu sprijinul mediatorului. Deci, fraților, dacă vreți să vă sfătuiți prietenii, să le dea, să li se facă, trimiteți-i la justiție, la justiția statală. Dacă vreți să rezolve conflictul, trimiteți-l la mediator și vă mulțumesc pentru asta. Până la ședința următoare din luna aprilie, vor veni și din partea judecătorilor, instanțelor în general, propuneri concrete cum să organizăm acele birouri de informare cât mai aproape de judecători. Unele instanțe, știți foarte bine, au un spațiu mai generos, își pot permite, altele, chiar ele, pentru desfășurarea propriei activități, au probleme. Și în contextul ăsta, pentru că ce semnă în momentul în care adoptă o hotărâre, ea trebuie pusă în practică, din punct de vedere organizatoric de toate instanțele, a cerut să facă această analiză și să venim cu o soluție concretă pentru toate situațiile. Deci ăsta este un punct prioritar pe agenda Consiliului de Mediere în relația cu CSM. Tot în relația cu CSM se pune problema informării cât mai corecte și mai eficiente a părților, a justițiabililor pentru instanțe, cu privire la alegerea mediatorului. Adică unde și în ce formă să afișeze tablourile, tabloul pe județ, tabloul în totalitate, unde să fie accesibile. Și în acest context avem și sprijinul Ministerului de Justiție, care deja lucrează la includerea pe acele infochioșcuri, partea electronică de la instanțe, a tabloului mediatorilor.
adică să fie accesibil absolut în toate instanțele în care există aceste infochioșuri. Un alt demers foarte important este acela de colaborare cu procuratura, cu procurorii și cu Ministerul de Interne, pentru că medierea prin legea 192 acoperă și zona aceasta a așa numitelor penale ușoare. Însă, în acest moment, în afară de cazurile exprese în care de obicei făptuitorul este cel care apelează la mediere în speranța să închidă dosarul înainte ca el să fie trimis la instanță sau deja aflându-se pe rolul instanței, nu există o funcționalitate în relația mediator-procurori, mediator secțiile de poliție. Și acest lucru trebuie făcut în primul rând printr-o colaborare, la capătul acestei colaborări, rezultând o procedură modificată care să includă și prevederile din 192. Deci pe partea de cercetare deja să poată să apară și această posibilitate de a trimite către mediator. Procurorii susțin în marea lor majoritate acest lucru, pentru că i-a degrevat foarte multă dosare pe care ei cu aplecare și cu dorință maximă de eficiență le instrumentează, dar au această perspectivă statistică. La capătul drumului, 80% dintre dosarele care ajung în instanță pe plângere prealabilă se soluționează prin împăcarea părților. Dar după un an, după 2 ani de stat prin instanță. Și atunci au interesul să rezolvăm acest lucru. Au fost puțin amânate discuțiile pentru că s-a lucrat la raportul anual și ați văzut și la televizor că a fost o perioadă destul de activă, de efervescență acolo ca să reflecte cât mai bine activitatea. Și suntem foarte optimiști în ceea ce privește încheierea unui protocol și cu pachetul general. Mai avem în discuție, cred eu de foarte mare interes pentru mediatori, o colaborare cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Dacă știți legislația care stă la baza activității CNCT, ei au prevăzut acolo posibilitatea de a încerca prin mediere rezolvarea cazurilor de discriminare. Au fost mai vizibile în media discriminările în ceea ce privește apartenența la un grup etnic sau altul. Dar sunt foarte multe situații de când conducerea, șeful, ierarhic, șefa, mai sunt și șefe, sunt acuzați de hărțuire. Și cazurile astea au început să se înmulțească, cel puțin la CNCT, de discriminare în luarea unor decizii în interiorul unei administrații sau unei firme private. Și am identificat împreună nevoia de a colabora, odată pentru a utiliza cu adevărat medierea, pe de altă parte pentru a face cunoscut mediatorilor, sub o formă sau alta, ce situații de discriminare există și cam cum s-au soluționat ele până în momentul de față. Deci și de aici este destul de mare speranța că vor apărea cazuri multe de mediere. Ceea ce vă pot să vă spun este că în același timp avem o activitate foarte intensă de structurare a corpului profesional al mediatorilor, discuții cu asociațiile profesionale ale mediatorilor, de la care sperăm foarte mult, ca și Consiliul de Mediere,
Să nu uităm că medierea în România este rodul activității unor organizații neguvernamentale, deci de la bun început a fost o inițiativă a publicului, a cetățenilor, și s-a ajuns până la nivelul la care are un cadru legislativ care operează și chiar la modificarea codurilor de procedură. Este aceeași mare speranță care se îndreaptă către asociațiile profesionale că vor reuși să capaciteze interesul și resursele pe care le au pentru a contribui la construcția aceasta în ceea ce privește activitatea ca și corp profesional. Deci cum ne vom regăsi, cum ne vom relaționa, cum vom influența propriul mod în care medierea este organizată. Cam astea sunt noutățile de ultimă oră și preocupările de ultimă oră. Dacă ar mai fi altceva de spus cu cea mai mare plăcere, eu vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat și vă doresc în continuare mult succes, mai ales că e proba practică. Mulțumim mult, doamne președinte, și dați-ne voie să ne retragem în spatele sălii pentru a lăsa mediatorii să-și dovedească talentul în fața dumneavoastră, da. Vă rog să nu fiți deloc miloși cu ei, puneți-le la sfârșit întrebări și criticați-le prestația, deși sunt absolut convinsă că nu va fi nevoie. Vă urez succes! O să scurtăm partea de prezentări, o să îi rog acum pe fiecare să se prezinte, după care voi intra direct în mediere. Okay? O să încep de la Bogdan să se prezinte, să spune pe cine am reprezint. Bună ziua, Bogdan Stănescu, sunt lider de sindicat al societății și reprezint creditorii comerciali și salarienții. Bună ziua, sunt Maria Popescu, vicepreședinta ANAF. Bună ziua, Ciprian Cioanic, reprezint banca în această speță. Bună ziua. Ion Dedu, reprezint Societatea de Execuție, Reparație și Întreținere Locomotive și Administrare de Material Rulant. Credeți-mă, 20 de ani am lucrat într-o asemenea întreprindere, dar am niciun legător cu speța asta. Bună ziua tuturor, Mario Vinie Oprea, reprezint această societate care, la sfârșitul medierii, va fi repusă pe picioare. Am încredere că la sfârșitul acestor discuții, dumneavoastră, împreună cu ajutorul meu, veți găsi o soluție sau poate chiar mai multe soluții pentru rezolvarea acestei situații. Înainte de a începe, am să vă rog să-mi permiteți câteva minute să vă spun ce este medierea și ce urmează să facem noi astăzi. După cum vedeți, medierea nu este o instanță de judecată. Rolul meu aici a fiind acela de a vă facilita comunicarea și de a vă ajuta să găsiți o soluție pentru această situație. Nu sunt nici judecător și nici consultantul dintre dumneavoastră. Scopul principal al acestei întâlniri este acela de a găsi o soluție. V-am cunoscut în momentul în care am semnat contractul de medicare. Nu am niciun fel de interes în această cauză, care ar fi soluția la care dumneavoastră veți ajunge. Mai mult decât atât, tot ceea ce se discută în această încăpere, în timpul medicării, va rămâne în această încăpere. Conform contractului de medicare, niciunul din dumneavoastră nu veți putea să comunicați în exterior aspectele discutate la această întâlnire. Iar ceea ce nu privește pe mine este obligația mea ca mediator și obligația pe care să păstrez confidențialitate. Deși văd că nu este cazul să fac o datorie de omoare, dar vă rugați să discutăm pe rând asta încă timpul pe care îl avem la dispoziție să fructificăm cât mai bine cu putință. Dacă aveți mai întrebări la acest moment. Eu am întrebări. De ce am venit la mediere? Așa că am stabilit și în momentul în care am semnat contractul de mediere, să găsim o soluție pentru această situație creată. Din ceea ce am înțeles noastră ca reprezentant al sindicatului și al altor societăți comerciale, vreți un moment de bani pe care o solicitați. Deci soluția aș putea să o găsesc cu domnul director, la timp de 6 luni să o găsesc.
haideți să acordăm puțină încredere acestor discuții, să stau de vorbă timpul pe care vă la discuție și după aceea mă vedem la venirea a venit cu ceva cu sau nu. Nu prea avem timp, domnule mediator, să știți. Cât timp aveți la dispoziție pentru această întâlnire? Eu personal, într-o jumătate de oră, trebuie să fiu înapoi la ANAF. Haideți să vedem ce reușim să facem într-o jumătate de oră. Eu vă acord toată atenția și mă vedea într-o jumătate de oră ce rezultate am obținut și mai departe să scoate reclamă dacă vă stăm mai la discuție sau nu. Vă mulțumesc foarte mult. Eu nu știu și mă scuzați, n-am înțeles cum este cu mediarea bancară, fiind bancă, vă rog să mă lămuriți. Conform legislației din România, mediator este, nu există la acest moment specializări. Suntem mediatori de conflicte, fie că un conflict este în domeniul bancar, în domeniul penal, în domeniul civil. Există anumite asociații care au această denumire, atât și mai mult. Vă mulțumesc. Deci nu avem o problemă cu, în cazul în care vom ajunge la o înțelegere, vom fi la un acord de mediere, este valabil și nu avem probleme. M-am bucur că deja vă gândiți la un acord de mediere și la o înțelegere. M-am bucur că luați această variantă în calcul. În niciun caz nu mai există o problemă. Mulțumesc. Domnul mediator, eu încă o dată subliniez că am mare încredere în mediere și sunt convins că vom găsi chiar în cele 30 de minute pe care le are doamna la dispoziție, vom găsi soluția în așa fel încât cu toții să plecăm mulțumiți. Eu vreau să plec cu banii de aici, domnule. Normal, s-a dus să ia plătit. Mă bucur că respectăm regula și anume aceea de a discuta pe... Însă, despre această situație, eu am foarte puține informații, de aceea am să vă rog oricare dintre dumneavoastră care dorește să-mi ofere mai multe informații. Păi vă spun eu, domnule mediator. Vă spun eu. Că și așa n-am prea mult la dispoziție. Domnul trebuie să-mi dea 400.000 de euro. Este dator la ANAF. Deci nu cred că îi face cinste cu asemenea postură. Chiar m-am enervat că a trebuit să vin aici. Aș fi vrut să-mi dea banii mai repede. Și știe ce am făcut ca să pot să-l țin aproape și să-mi dea banii. Vă zic eu, chiar nu am timp și am foarte mult de lucru la birou și aș vrea cât se poate de repede domnule mediator să-l convinge să-mi dea banii restanți. Poate că doamnă că-i luați de la mamă și poate reușiți totul să... Am venit aici să vorbim altceva. Doamna reprezentant al statului, poate reușiți totul să vă dați seama că sunteți plătite totuși din banii noștri, din impozitele și cu taxele pe care le plătim. Să știți că nu mă impresionați cu... Să aveți un tot mai civilizat. Eu am un tot foarte civilizat, să știți, dar eu trebuie să iau banii. Avem strict o jumătate de oră, considerați că dacă vom continua în acest moment discuția într-o jumătate de oră, vom ajunge la înțelegere. Domnul mediator, dar n-am venit aici la dumneavoastră în birou, s-o avut pe doamna reprezentanta statului care își primește salariul din taxele și impozitele pe care firma mea le plătește, s-o avut aici că își tratează buzunarul statului ca pe averea proprie. Deci dacă vă strădă în urmă, mediator, ce trebuie să vă cere? Spuneți-mi la asta mai multe despre această situație și cum s-a ajuns aici. Vă mulțumesc, domnul mediator. Noi suntem o întreprindere de reparație materială rulant, întreținere locomotivă, administrație și lucrăm atât pentru piața internă, cât și pentru unde avem grijă de lucrările de întreținere la căile ferate, cât și pentru piața externă. Diverse vagoane, cisternă și tot pentru material rulat. La momentul ăsta, într-adevăr, s-au adunat datorită din cauza, s-au adunat din cauza crizei diverse datorii pe care noi le putem achita în situația în care putem să scăpăm de acest cerere de insolvență și să putem să putem încheia un contract pe care îl avem pe masă, ca să spun așa, și din cauza doamnei de la ANAF și din cauza băncii, noi nu putem încheia acest contract. Un contract cu o țară arabă care, dacă realizăm acest contract, se rezolvă toată problema. Deci e și în interesul statului român, e și în interesul dânșilor, e și în interesul nostru să înțeleagă că trebuie să găsim o soluție pentru acești 400.000 de euro
pe care doamna pretinde că îi avem de dat, pentru că vă dați seama la mine. Nu folosiți cuvinte gen pretinde, chiar îi aveți de dat, nu pretinde. Să vă rog să ne concentrăm puțin pe această situație. Înțeles că societatea dumneavoastră, din păcate, a acumulat anumite datorii. Ați putea să-mi spuneți cât de mari sunt aceste datorii și cum anume sunt ele împărțite? Am înțeles de la domnul Stănescu că este și către sindicat. O să vă spună domnul Stănescu care are aceste date. Domnul mediator, eu îmi cer din nou prin tonul meu să calmez un pic spiritele, pentru că, vedeți dumneavoastră, criza aceasta afectează toate societățile, afectează și statul, afectează pe toată lumea, nu numai societatea noastră, dar trebuie să știți că ne-am preocupat în permanență de bunul mers al societății, de redresarea ei. Am avut un plan de redresare cu care și sindicatul a fost de acord. Societatea noastră, societate pe acțiuni, a avut un număr de 3600 de salariați, în acest moment sunt 2200, mergem cu strictul necesar, dar parametrii au devenit pozitivi de-a lungul timpului. Societatea are la bancă, aș vrea să subliniez faptul că nu suntem practic într-o dispută cu banca, noi avem o relație foarte bună de-a lungul timpului, este o problemă pe care ne-o dorim rezolvată și suntem convinși că banca de renume foarte mare va avea posibilitatea să ne susțină. Avem o datorie de 30 de milioane de euro și mai solicităm încă o susținere financiară de 20 de milioane de euro. În felul acesta am rezolvat problemele și cu creditorii, am rezolvat problemele și cu nou contract pe care îl urmăm. Ar trebui să aveți un contract foarte bine pus la bun și de o valoare fantastică. Sunt 50 de milioane de euro. Înțeleg că în afară de cei 400.000 de euro, mai există o linie de creditare față de bancă de 30 de milioane de euro. De asemenea, înțelesesem la domnul Stănescu că și față de sindicate și celelalte societăți comerciale, ar exista o anumită sumă de bani. La cât se ridică aceasta? Da, chiar vreau să intervin. Mă uimește domnul director cu susținerile dânsului. Ar fi bine să lucreze la guvern, că doar acolo sunt aceste susținere pozitive. În condițiile în care, totuși, datoriile la muncitori sunt acumulate de 6 luni de plătiți, se ridică la 3 milioane de lei noi, pentru toți cei 2200 de salariați. Vorbim de cei care sunt cu carte de muncă, domn director. Aveți în sindicat și o carte de muncă? Deci trebuie să stau mai mult de jumătate. Aveți în sindicat și oameni care sunt fără de carte de muncă? I-ați acceptat, domnul? Nu i-am acceptat, că nu sunt membru în sindicat. Nu i-ați acceptat. Credeam că i-ați acceptat, domnul. Domnul, nu știu răspuns, să înțeleg că aici întâlnirea este să discutăm despre membrii de sindicat sau despre cum reușim să rezolvăm această situație. Domnul director Grau, am înțeles că și noastră vrea să spui așa. Domnule, eu chiar am spus. Păi și chiar vă rog să-i dați banii ca să pot să-mi iau și să-mi repere și eu datoria. Am văzut că sunteți prieteni. Foarte bun prieten. Da? Ușurați. Este o susținere. Ah, e foarte bine. Eu sunt mulțumită că îl susțineți, pentru că așa îmi iau și eu banii. Nu rămâneți-mă, o să vă mulțumim. Reprezentantul statului în relația cu cei. Nu are ce cum ne-a trebuit, să ne întreabă. Domnilor, în măsura în care vom continua să discutăm despre televiziune, guvern, membrii de sindicat, vom vedea obligat să opresc această mediere și să vă invit să căutați alte modalități de a ajunge la o anumită soluție. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Eu cred că vreau să plec. 30 de milioane de euro și nu se spune că suntem prieteni. La 30 de milioane de euro nu suntem prieteni. Așa a zis domnul director, uitați-vă spre dânsul, nu spre mine. Să vedem. Domnul director, de cât timp este deschisă această linie de credit? 3 ani. De 3 ani de zile. În această perioadă, cum au fost relațiile între bancă și... Suficient de bune. Am mai fost și întârziere la ratelor, dar s-au acoperit. Haideți să vedem dacă am înțeles bine până la acest moment ce anume s-a discutat. Înțeleg că a existat o relație bună, pe de-o parte, între bancă și societatea comercială. În aceeași măsură înțeleg că, în ceea ce privește societatea comercială, datorită acestei situații, a fost nevoită să ridică numărul de personal de la 3600 de persoane la 2200 de persoane. De asemenea, mai înțeleg că, în acest moment, există
datorie a societății comerciale de 31 de milioane aproximativ, 31 de milioane 500 de mii de euro, care este împărțită între bancă, ANAF 400 de mii de euro și, dacă am înțeles corect, sindicate și celelalte societăți comerciale 750 de mii de euro. Și de asemenea, din ceea ce văd, ne aflăm cu toții aici pentru a găsi o soluție pentru această situație. Am înțeles că la acest moment există un contract în fază de semnare între societatea comercială și un partener din țările arabe. Spuneam și mai devreme că o astfel semnarea acestui contract va permite să continuați. Cu siguranță, domnul mediator, dar nu este imposibil să fac public detalii ale contractului. Domnule, așa cum spuneam și mai devreme, tot ceea ce se discută la mediatorul... Da, dar ANAF-ul, consider eu, atât sindicatul cât și ANAF-ul, sunt detalii de contract pe care trebuie să le stabilim confidențial cu banca și eventual cu dumneavoastră că sunteți legat de contract. Ok, înțeleg, am înțeles acest aspect de la dumneavoastră. Bun, haideți să lăsăm puțin contractul. Cum ați vedea dumneavoastră ieșirea din această situație la acest moment? Vă spun eu, să ne dea banii. Da. Nu. Cu siguranță. Încercăm acum să găsim o soluție, să vedem cum ar putea societatea să vă dea. Cu siguranță, în situația în care noi am primit o linie de credit din partea băncii cu care suntem în relații deosebite, cu siguranță că am plătit și datoriile către stat și cu siguranță că avem nevoie de salariați. Și trebuie să le plătim și noi salariile legale. Pentru că noi chiar suntem o firmă serioasă și... Domnul Dedu, mă scuzați, dar salariații ăia mă gândesc și pe aia o să fiu mai conciliantă. Pentru că sunt salariați la cruce, la stat, dar sunt cetățenii acestei țări și noi avem dreptul să-i apărăm. La acei salariați mă gândesc. Înțeleg că domnul lider de sindicat are nevoie de un apărător. Vă mulțumesc. Și pot să mă apăr singur, dar e o realitate totuși să fim 6 luni fără bani cu familiile noastre, gândindu-vă doar la managementul și relațiile deosebite cu banca și cu țările arabe pentru care discutați dumneavoastră să faceți contracte. Și eventual noi să muncim greu să vă simoare. Domnul Stănescu, apreciez ceea ce spuneți. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Probabil, nu am de unde să știu undeva pe parcursul medierei, aceste informații vor fi folositoare. Domnul Dedu, am o întrebare la acest moment. Presupune, este și nou director al băncii aici, care spunea că, cum mă spunea, care contractul este foarte, foarte puternic, am chiar citat-o, ar putea discuta o eventuală prelungire a unui pe creditare. Haideți să analizăm varianta în care banca ar fi de acord să vă ofere această prelungire a linii de creditare. În cât timp considerați dumneavoastră că ați putea să plătiți și 400 de mii de euro către ANAF și cei 3 milioane de lei, 750 de mii de euro către sindicate? Cer scuze, mă văd nevoie să întrerup un pic discuția. E vorba de 30 plus 20, 50 de milioane de euro. În condițiile în care banca ar fi de acord să finanțeze și refinanțeze linia de credit, vom dori, categoric, să fim linii dezvolviți. În niciun caz, statul și ANAF nu știu sume mult. Cred că nu știți ce vorbiți. Linii dezvolviți trebuie să fie statul, în orice relație. Dar nu mă interesează discuția cu dumneavoastră. Domnule, doamna profesor. Să luăm pas cu pas și vedem ce am reușit să rezolvăm. Domnul mediator, cât privește statul, a instituit un sehestru pe teren și construcții. Și atunci, până una alta, ei au acest sehestru, care e legal și care consider eu la momentul ăsta că, din punct de cel puțin, din punct de vedere al legii, ar trebui să satisfacă. Legal, da. Mulțumesc. În asta aici apărați statul român, din punct de vedere al legii, al drepturilor legale. Mulțumesc. Să vedem și la ce valoare pot să vând acel teren, domnule Dedu. Domnule Dedu, haideți să ne întoarcem puțin la întrebarea mea. În cât timp considerați că ați putea să achitați acest... Domnul mediator, cum vă spun.
și banca știe și probabil că e instituția care știe bine că noi ne-am achitat întotdeauna datoriile la timp. Acum a fost această criză și o criză în lanț în cadrul economiei naționale care a dus în această situație. În cât timp întrebați dumneavoastră, eu vă spun că am încheiat un protocol de contract, un draft de contract, un proiect de contract, în așa fel încât circa 30% din valoarea totală pe care o primim, o primim în avans de la statul respectiv, pentru că e un contract încheiat cu statul, unul din statele arabete și nu e cu o persoană juridică sau, eu știu, cu o persoană fizică dintr-un anumit stat, clauzele trebuie să rămână secrete și atunci, din 30% cât primim ca avans, ne vor fi suficiente să plătim toate datoriile. Aveți garanții cu statul arab pe care nu ne spuneți? Păi, dar nu pot spune dumneavoastră. Nu, statul, nu. Vreau să vă întreb dacă aveți garanții de la statul respectiv. Bineînțeles că vom avea garanțiile respective. Bun. Așa cum, cum vă spuneam și, și la început, medierea poate să se desfășoare cu toții, așa cum suntem acum, însă există și posibilitatea atunci când simt nevoie să stau de vorbă cu cu dumneavoastră. La acest moment am să simt nevoie să stau de vorbă cu societatea comercială și cu banca pentru a stabili, pentru a lămuri anumite, anumite aspecte. Am să vă rog pe dumneavoastră să ieșiți la, la o cafea. Cât timp așteptați, la un lucru, am să vă rog să analizați, știți mai bine legislația decât o știu eu, în ce măsură această datorie poate fi eșalonată din punctul de vedere al anului, iar pentru că o să ne spun strict același lucru. Doamne, vă rog. Spunea și mai devreme că toate clauzele referitoare la acest draft de contract sunt strict confidențiale. Și având în vedere unele relații pe care le-ați avut și vreți să le aveți în continuare cu banca, ați spune ca aceste informații să rămână confidențiale, dar în măsura în care mobilul atunci aș fi de acord cu o prelungire a linii de creditare, ați putea să, să-i comunicați aceste, aceste informații. Vă mulțumesc, domnul mediator. Eu, societatea noastră, într-adevăr, are prin patronul nostru posibilitatea să definitiveze încheierea unui contract cu statul X din partea arabă de 300 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă că, așa cum a stipulat noi în contract, înseamnă 30 de milioane de euro ca avans la încheierea contractului. Din cei 90 de milioane de euro, trageți concluzia că putem plăti dacă banca ne ajută în felul acesta, putem achita toate datoriile și ne putem regresa încet, încet, în așa fel încât să ieșim din această situație, întrucât și noi, la rândul nostru, avem încasat bani de la alte societăți. Însă, așa stau lucrurile. În situația în care dânsii consideră că garanțiile pe care noi le-am stipulat în draftul de contract sunt suficiente sau dacă mai sunt alte garanții. Vă spunem că între mine, ca societate, reprezintă o societate și bancă, este imposibil să fie confidențial pentru că noi împreună facem această, acest business. Astea sunt ofertele la momentul ăsta. Vă spun că de acestea nu vă mai dau niciun bani. Vă rog. Ba chiar îi vreau pe toți înapoi. Domnul director. Și domnul să vină imediat, în ce scuze. Nu înțeleg dacă ai pe masă cum s-a exprimat un contract de 300 de milioane de euro, de ce mai nevoie de bani de la mea? Pentru că... Se înregistrează tot. Pentru că am spus, avem un draft de contract și nu am un contract. Și pentru că eu trebuie să dau garanții statului respectiv că mă pot apuca și mă pot începe lucrările respective. Stocurile care le avem astăzi în întreprindere ne permit să începem lucrul, dar nu ne permit să continuăm. După cum vedeți și dumneavoastră, avem datorii și suntem în procedură de insolvență cu atât cu dumneavoastră, că v-ați constituit la masa credală, cât și cu sindicatul, cât și cu
statul, care este principalul nostru creditor. Eu v-am spus dumneavoastră, dacă puteți să ne ajutați, dacă nu, asta e. Domnul cu absorbența și vom lua toți ce va rămâne la masa credatului. Domnul, așa e. Ce ar putea să determine banca dumneavoastră să acorde o prelungire a acestei linii de creditare? În acest moment este aproape imposibil. Suma este foarte mare. Deja suma este foarte mare și o suplimentare a linii de credit încă 20 de miliarde de euro ar duce în acest moment la o sumă imensă pentru asemenea societate, indiferent cât de mare este ea. Care este suma pe care ar putea să o acorde banca la acest moment? Întâi de toate trebuie să știu ce garanții se oferă că vor returna suma. Care ar fi garanțiile din punctul nostru de vedere care ați dori să vă fie oferit? Garanțiile pe care le va acorda statul arab trebuie să le știu în momentul ăsta, nu știu nimic, și eventual garanția statului român. Înțeleg de la dumneavoastră, în măsura în care domnul Teu și cu domnul director vor putea să vă arate garanțiile și să vă prezinte garanțiile statului arab, și în măsura în care statul român, eventual, ar fi de acord cu o garanție pentru societatea comercială, ați putea fi de acord să preoferiți această ofertă. Ce este posibil, oricum, va fi o discuție și vis-a-vis de aceste garanții, clar. Încă trebuie să știu la ce se referă. Ar trebui să mi le arate, ar trebui să fie discutate, eventual să fiu și de acord de acord cu ele. Domnule, în cât timp ați putea să prezentați aceste garanții? De la primii bani care ne vor intra în cont ca să putem ieși din insolvență, în circa 2 săptămâni. Hai că să închid ochii și să mai dăm niște bani. Cu garanții, domnul director, cu garanții. Și dacă vreți, putem încheia între societate, bancă și creditor și un contest, vreau dacă vă ajută ceva. Presupunem că voi acorda mai departe banca, va acorda credit în continuarea societății noastre. În cât timp veți rambursa acești bani? Încă o dată. Foarte repede, pe măsură ce noi vom reuși să stabilim o înțelegere pe această temă, vă garantez că în baza acelui contest rău, stabilim cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, diferența să intră dumneavoastră în cont, după care noi să rămânem cu profitul la urmă, în așa fel încât să nu mai rămânem nici cu taxele și impozitele neplătite și nici cu salariile neachitate. Una dintre condiții ar fi să neachitați, să puteați să fie bani și datorii. Deci cum voi intră bani în cont, achitați... Dumneavoastră cunoașteți la fel de bine ca și mine legea, care prevede o eșalonare a datoriilor și o ierarhizare a datoriilor, întâi spre salarii, după aceea spre impozitele statului. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră, dar suntem într-un cadru privat și e vorba de niște legi ale statului român pe care ne este imposibil să le înțelegem. Păi știu, însă credeți-mă că este imposibil să încalc legea ca să nu fiu, eu știu, legat mâine la ușă și să nu mai aibă cine să-și țină promisiunea vis-a-vis de dumneavoastră. Domnule, am întrebat. Această înțelegere va include și statul român și sindicatele. În ce măsură considerați noastră că ANAF și sindicatele vor fi de acord cu astfel de prevedere? Nu le știu poziția. Nu le cunoașteți poziția. Domnul, având în vedere situația... Noi cu interesul deșurilor este el, cum și l-au exprimat, vor bani. Domnul director, domnul director, cu tot respectul față de dumneavoastră, dacă dumneavoastră credeți că și avem nevoie de dumneavoastră ca bancă, pentru că noi ca agenții economici avem nevoie de sprijinul băncilor, dar chiar considerați că oamenii ăștia pot pleca fără salarii acasă, chiar credeți că mie îmi face plăcere să-i văd prin curte cum mă întreabă că nu au bani? Deci, îmi este imposibil să încarc legea cu bună știință. Aici ar trebui să dăm dovadă cu toții de înțelepciune, cu riscul că, eu știu, găsim o altă soluție, ne gândim împreună, totul este să căutăm să regresăm această situație. În opinia mea, dumneavoastră, decideți că dumneavoastră aveți bani, nu au nevoie. Domnul mediator,
foarte scurtă completare, pentru că s-ar putea să o considerați irelevantă, însă eu aș vrea, cu tot respectul pe care îl port băncii, să-i reamintesc domnului director al băncii că aceleași reticențe le-a avut și în momentul în care s-a deschis linia de credit. Însă problema s-a rezolvat foarte repede, găsindu-se soluția din partea acționarului majoritar al societății să vină cu o garanție emisă în favoarea societății. Și termenul a fost respectat, dar chiar puțin mai devreme a fost rezolvată problema. La o altă soluție este, și voi este la îndemână, de ce nu vindeți jumătate din patrimoniul dumneavoastră sau instituiți un gaj pentru bancă? Cam cât timp credeți că, având în vedere situația actuală, cât timp credeți că ar vrea să pune jumătate din societate? Am înțeles la dumneavoastră că în mandatul pe care îl aveți, important este să recuperați cât mai repede bani. În aceeași măsură am înțeles de la domnul Tetu că în măsura în care veți fi de acord cu încă un cuantum, urmează să discutăm de comun acord. Dumneavoastră, dacă am reținut eu bine, în maxim o lună de zile va putea returna întreaga datorie. Am înțeles, pare bun de tot. Da, domnul mediator, și mă surprinde că un vânzător de bani, în loc să caute să înlungească datoria corespunzător cu dobândă respectivă, are o poziție, lăsați-mă să... Nu prea înțeleg poziția. Dânsul vinde bani, eu activitate, eu ofer contract pe termen. Domnule, vă rog, și senzația să mă adresez băncilor externe, care în fața unui astfel de contract imediat vor semna și banii se vor duce iarăși la export de bani. Ca asta suntem noi învățați. Dacă așa doriți, așa facem. Considerați că întreaga datorie, 30 milioane de euro, plus suma pe care veți decide de comun acord să suplimentați această linie de credit, cei 50 de milioane, pe de-o parte, din ceea ce înțelesesem și având în vedere garanțiile, cum Dumnezeu spunea că în termen de lună de zile vă poate da această sumă, iar pe de partea cealaltă, am înțeles, una din variantele pe care dumneavoastră ați propus-o ar fi aceea de a fi de jumătate din societate. Având în vedere legislația în domeniu și situația actuală economică, în cât timp credeți că jumătate din societate s-ar vinde mai repede de o lună de zile și dacă din această vânzare s-ar obține suma de 30 de milioane de euro? La nivelul societății, probabil că sunt foarte multe persoane interesate. Poate chiar și banca ar putea fi interesată de o asemenea soluție. Dar, vin cu o altă lucră. Ca să fim cât se poate de tranșant și de concret. Este vorba de un total de 50 de milioane de euro. Acord. Banca acordă în continuare acestei societăți. Pentru 50 de milioane de euro. Până la 50 de milioane, deci că 20 de milioane de euro. Suma în 30 de zile trebuie returnată. Cu tot respectul, domnul mediator, și cu tot respectul și pentru reprezentantul băncii, dar mă doare sufletul să explic aici ce înseamnă procedura insolvenței. Deci toată lumea trebuie să plece mulțumită. Cum vedeți dumneavoastră și încheierea contractului, mulțumirea sindicatelor, mulțumirea statului, cu 20 de milioane de euro, vedeți procedura oprită? Păi dumneavoastră a solicitat suma. Noi am solicitat 50 de milioane și nu 20. Din ceea ce înțelesesem de la domnul director, spusese că există deja o sumă de 30 de milioane. Da, asta înseamnă 50. Deci, acești 30 de milioane, deja de unde bani, suplimentarea au încă 20 până la 50 de milioane. Deci, stingerea, am înțeles, e ok, sigur că da. E vorba de o suplimentare a linii de credit, încă 20 de milioane plus 30 de milioane datoria veche, fac 50 de milioane de returnat în 30 de zile de la data semnării contract. Asta spuneam eu când, probabil că am avut o scăpare la sumă, când vă ofeream contul despre eu. Cont în care dumneavoastră și toată lumea, banca adigează bani și tot banca alimentează în momentul în care părțile se țin de cuvânt. Deci avem așa, 50 de milioane în 30 de zile. Garanția statului arab, garanția statului român. Garanția statului român pe ce sumă? În
măcar pe jumătate din sumă. Măcar pe jumătate, cealaltă jumătate vom regla... Poate vorbim de garanția statului român, că garanția statului arab e ok, ca altfel. Mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Nu știu, vedeți. Nu vă speram măcar. Veți oferi suplimentare linii de creditare cu 20 de milioane de euro. Vă așteptați ca această sumă să vă fie returnată, întreaga datorie de 50 de milioane, să vă fie returnată în termen de 30 de zile. De asemenea, pentru această suplimentare, doriți pe de-o parte să observați garanțiile contractuale de la contractul societății oferite de statul arab și pe de partea cealaltă cu garanția statului român. În măsura în care statul român nu ar fi de acord să vă oferă o astfel de garanție, ce altă variantă ați găsit asemenea? Ar mai fi o variantă ca un reprezentant al BN și să fie încadrat în muncă, nu știu, găsim o soluție pentru a fi în cadrul societății creditoare, plătit salariul de către această societate și care să urmărească întrebările și desfășurarea contractului, astfel având eu o garanție în plus că banii vor fi returnați. În măsura în care statul român ar fi de acord cu oferirea garanției, doriți un manager de proiect, să-i spunem, exact, desemnat de dumneavoastră, să fie în cadrul societății comerciale angajat pe o perioadă determinată, respectiv până la rambursare. Este adevărat. Este, acum vă spun cât se poate de sincer, este foarte posibil ca acele garanții ale statului arab să fie suficient. Dar am venit și cu varianta aceasta. Și încă o mențiune, ultima. Dacă, într-adevăr, banii aceștia vor fi returnați în termen stipulat, putem discuta oricând pe o refinanțare, dacă nu și vor mai avea nevoie. Noi suntem deschiși. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Accept propunerea dumneavoastră, e normal și mi se pare de bun simț și vă asigur că nu e vorba de statul. Bun, domnul director, în lumina acestei înțelegeri, în cât timp puteți să rambursați datoria către statul român și către sindicat? În momentul în care noi vom avea în cont banii respectivi, datoria va fi rambursată imediat. Banii de la... De la bancă. De la bancă. Pentru asta luăm să ridicăm procedura insolvenței. După ce am ridicat procedura insolvenței, ne descurcăm. După ce închidem procedura. Domnule director, în cât timp presupun că mâine s-ar semna contractul, în cât timp se va face virament celor sau se va da liber pentru mine? 2-3 zile, probabil. Dar acum trebuie să fie de acord și celelalte părți. Înțeleg că până vineri cel mai târziu urmează ca datoria către statul român, respectiv 400.000 de euro și datoria către sindicate de 750.000 de euro, urmează să fie plătit. Am înțeles corect? Este foarte posibil. O întrebare, domnul mediator. Acum, nu știu. Chiar nu știu care e procedura medierii, nu sunt mediator, nu cunosc. Dar care e garanția mea că dânsul poate să iau astfel de decizie? Are un mandat expres sau nu? În momentul în care am fost semnat contractul de mediere, eu știu că v-am arătat mandatul și am cerut mandatul de la toată lumea, în măsura în care nu mi l-am prezentat eu. Da, mi-am adus aminte, vă rog să mă scuzați, mulțumesc. Mulțumesc. Este o procedură voluntară de rezolvare a conflictelor pe care am viabilă cu ajutor
ajutorul unei terțe persoane, neutră, imparțială, în condiții de confidențialitate, și care vă asigură dumneavoastră posibilitatea de a ajunge la o soluție prin propriile decizii și prin propriile opțiuni. Ca avantaje sunt multiple, printre avantaje aș putea enumera câteva pentru dumneavoastră, cum ar fi timpul deosebit de scurt la care puteți ajunge la o soluție. Un alt avantaj ar fi prețul, comparativ cu prețul în instanță, costuri, avocați, etc. Un alt avantaj ar fi faptul că dacă ajungeți la o înțelegere, judecătorul este obligat de lege să emită o hotărâre judecătorească. Conținutul hotărârii judecătorești va fi alcătuit din acordul de mediere. De asemenea, conținutul acordului de mediere, deci conținutul și nu acordul în sine, conținutul acordului de mediere poate fi investit la cerere cu titlu executoriu, la fel cum aveți dreptul ca acest acord de mediere să-l prezentați instituții notarului public pentru verificare, după care, conform codului de procedură civilă, acesta devine titlu executor. Ca reguli, vreau să vă rog să fiți de acord să respectăm unele reguli. Cea mai important ar fi să vorbim pe rând, să nu ne întrerupem. Voi lua câteva notițe pe care vă asigur că le voi distruge în prezența dumneavoastră la finalul medierii, pentru a vă asigura o dată în plus de respectarea confidențialității. Acestea fiind spuse, vă stau la dispoziție pentru câteva întrebări vis-a-vis de procedură. Vă fac cunoscut de asemenea și încerc spuse că am omis să vă spun că procedura medierii este constituită din două sesiuni, una obligatorie sesiunea comună unde trebuie să participăm, iar dacă, doar în situația în care, dacă eu voi fi nevoia sau dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră, va avea de ceva de comunicat cu mediatorul, vom putea, și este procedural corect, să intrăm în sesiune separată. Vă asigur că în această sesiune veți beneficia de un timp aproximativ egal. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și aștept de la dumneavoastră întrebări dacă sunteți de acord cu demararea procedurii de mediere. Mulțumesc! Întrebări nu avem, domnule mediator. Dacă îmi permiteți, eu să vă spun eu cum stau lucrurile. Eu am o întrebare, doamnă, și aș vrea să o pun totuși. Da, te rog, vă rog. Domnul mediator, aș vrea să știu dacă am venit corect la biroul dumneavoastră, oarecum ales, nu zic impus. Sunteți specialist pe comerț, pe vânzări, vă pricepeți, să ne mediați, totuși peța asta are un caracter comercial. Vă mulțumesc frumos, vă spun asta, că vă întreb cum vă gândiți că nu mă contractuai și... Popescu, direct. Domnul Popescu. Și doamna? Elena Ionescu. Reprezint mobil astfel. Vă mulțumesc pentru întrebare. Și aș vrea să vă fac câteva scurte precizări pentru amândoi vis-a-vis de această întrebare. Mediatorul, conform Directivei 52 a Uniunii Europene pe 2008 și a Legii 192 pe 2006, este un specialist în conflicte și nu un specialist într-o anumită natură a conflictului. Și spun aici, mă refer la natura conflictului, mă refer la dreptul civil, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul comercial. Deci, eu ca mediator mediez conflicte. Vreau să vă spun că un specialist în conflicte are la bază diverse cunoașteri. Cum ar fi, trebuie să cunoască anumite elemente despre comunicare, anumite elemente despre negociere, anumite elemente despre conflict. Astfel încât vă întreb eu pe dumneavoastră, probabil că ați aflat că sunt firme, sunt asociații de medieri bancare, medieri familiare,
toți acești mediatori mediază conflicte. Faptul că dânsii aleg să medieze într-o anumită natură de conflict este altceva. Conflictul este între oameni. Natura conflictului este cu totul altceva. Deci vă pot asigura că sunt specializat în aplanarea conflictelor. Vă pot asigura că dacă va fi nevoie de un specialist, legea îmi permite să-l angajez, să-l solicităm în acord cu dumneavoastră, în așa fel încât opinia lui de specialist să fie determinantă în soluția pe care dumneavoastră o veți alege. Dacă sunteți mulțumit de răspuns, dacă nu, haideți la eu. E ok, mi-ajut. Mulțumesc. Deci aș vrea, dacă se poate, doamne... Domnul Popescu, îmi dați cuvântul mie, vă zic, arătați spre mine și m-am gândit că asta faceți, îmi dați cuvântul. Ce frumos, uite, deja suntem într-un acord de vechiere pentru început. Vă mulțumesc, doamna Elena Ionescu. Domnul Popescu este un gentleman. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase. Doamna Elena Ionescu. Ionescu. Să aveți amabilitatea să-mi spuneți cam care ar fi conflictul sau neînțelegerea dintre dumneavoastră din punctul dumneavoastră de vedere. E foarte simplu. Vă rog. Deci știți că firma mea produce mobilă. I-am livrat domnului 100 de dormitoare, îmi cer scuze, și trebuie să-mi dea 300.000 de lei. Scurt, atâta. N-am ce să vă spun mai mult. Am înțeles. Deci, dacă am înțeles bine, dumneavoastră, firma dumneavoastră produce mobilă. De foarte bună calitate. De foarte bună calitate, mulțumesc. Ați livrat domnului Popescu 100 de dormitoare. Corect. Și domnul Popescu ar avea la dumneavoastră, în opinia noastră, o datorie de 300.000 de lei. Îmi cer scuze, nu este în opinia mea. Aveam 60 de zile la dispoziție să încasăm acești bani, însuși 60 de zile trebuia să-și... Aveam un termen de 60 exact. De zile. Exact. Au trecut cele 60 de zile și iată că ne aflăm aici în fața dumneavoastră cu această datorie din partea domnului. Care au fost relațiile dintre dumneavoastră până acum? Bune până acum. Nu pot să ne așa ceva. Bun. Acum văd că vrea să schimbăm relația. Sau poate fi vorba, mă rog, să vedem și percepția și opinia dânsului, dacă îmi permiteți. Sigur, da. Cum ați auzit, domnule Popescu? Doamna Ionescu spune că va livra 100 de dormitoare și că dumneavoastră îi datorați 300.000 de lei. Ați auzit și dumneavoastră, după, în opinia dumneavoastră, ați avut un termen de 60 de zile. Care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest relatat? Deci, domnule Ionescu, nu v-a spus tot scenariul. Recunosc. Mi-a livrat 100 de dormitoare, calitatea nu discut. Stai puțin, scenariu? Suntem la teatru? Ce scenariu să-i spune? Am spus situația, de fapt, nu scenariu. Ce face scenarii, regie, sune? Lăsați-mă să vedem ce are de spus. Haideți să lăsăm să termine ce are de spus. Din suflet vă rog să vă notați ceea ce vreți să spuneți sau cu ce nu sunteți de acord. Iar apoi când vă dau cuvântul să spuneți ce aveți de spus suplimentar. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă rog, domnul Popescu. Deci, înțelegerea noastră a fost clară. Am livrat 100 de dormitoare. Ele valorează cu 200 de milioane. Și mi-ați mai livrat. De fapt, au fost 80 de dormitoare, cele 20 nu au fost pe factură. A fost pe mica noastră înțelegere. Dacă dumneavoastră... Ce valoare aveau? Până la cele 300 de milioane. Deci 100 de... Exact. Domnul mediator, dar nu pot să nu-l întrerup, dar vă dezinformați, domnule mediator. Eu nu lucrez, nu știu ce insinuează, că i-am dat fără acte, Dumnezeule. Sunt o firmă, sunt cunoscută în toată țara. Vă rog frumos, doamna Ionescu. Domnule Popescu, dumneavoastră afirmați că ați fi primit de la doamna Ionescu și 20 de dormitoare fără documente. Corect. Sunteți... Doamna, vă rog frumos, doamna Ionescu, da. Ați eliberat factură pentru cele 100 de... pentru cele 20 de sigur dormitoare? Sigur că da, domnule mediator, nu știu de ce vine cu locul de ce. Aveți documente de recepție și proces verbal? Tot, am toate documentele.
documentele. Ce care aveți, domnule Rați? Factura doamnei nu este identică cu factura noastră. Nu, poate doamne. În acest caz, vă dați seama că ce ar trebui să facem, în opinia dumneavoastră, când sugerați... Vreau să o recunosc în altă parte. Am înțeles. Deci factura dumneavoastră nu e identică, dar semnătura pe factură apoi este. N-am văzut exemplarul doar. Puteți să ne prezentați exemplarul? Sigur că da. Și este identic. Nu știu, pe cuvânt, cred că domnul Popescu nu-și dă seama că spune niște lucruri foarte grave. Eu am crezut că venim aici să plecăm în relații bune, să continuăm colaborarea, pentru că, așa cum spuneați domnule mediator, cum ați sesizat, noi de 2 ani colaborăm, nu ne-am cunoscut ieri pe stradă. Și nu au fost până acum niciun fel... Deci, vă dați seama că n-ar fi colaborat cu mine dacă mobila mea nu era de calitate și facturile nu erau identice. Comentați, domnul Popescu. Vă dați seama că astfel de cazuri, dumneavoastră va trebui să le rezolvați probabil cu alte instituții ale statului, dacă sugerați o neînțelegere vis-a-vis de facturi, vis-a-vis de documente altfel decât originale și normale. De aceea vă întreb pe dumneavoastră, oricum, tot ce vorbim aici e confidențial. Puteți să afirmați absolut orice. Eu vă asigur că nu pot fi chemat ca martor. Nu pot fi ca martor cu o singură excepție care, în cazul dumneavoastră, nu funcționează. Mediatorul poate fi chemat ca martor doar dacă ia la cunoștință înainte de încheierea de contractului de mediere de anumite aspecte. Cred că sunteți de acord cu mine că eu nu am luat la cunoștință de astfel de aspecte, deci nu voi putea fi chemat ca martor. Astfel sunt lucrurile, vă rog să reformulați punctul dumneavoastră de vedere, dacă într-adevăr ați avut înțelegere sau nu, pentru că medierea totuși nu-și poate permite să rezolve probleme de divergență asupra legalității. Vă rog frumos! Oricum, ce trebuie să știți dumneavoastră este următorul lucru. Relația noastră a fost ok timp de 2 ani. Au intervenit sincope, să zicem, femeiești. Lăsați-mă, dacă observați că eu las partea cealaltă să jignească sau să vorbească altfel decât civilizat, vă rog să-mi atrageți atenția altfel. Lăsați-mă pe mine să vorbesc cu dânsul. Nu vă vorbesc, vă aduc din nou la cunoștință și vă rog respectos. Că trebuie să vorbim elegant și trebuie să fim respectoși și pentru faptul că este o doamnă și pentru că așa e normal să vorbim. Era mesajul meu a fost transmis, asta e important. Bun. Și acum eu trebuie să tac, nu? Așa mi-a cerut domnul mediator să tac. Haideți să vedem cum stăm așa. Domnul Popescu, doamna Enescu. Nu vă cunoșteam. Dumneavoastră doriți să rezolvați acest conflict? Categoric, da. Păi dacă o doriți, vă rog respectuos să vă calați toată atenția asupra conflictului. Asta se poate asta? Asta și fac, domnule. Haideți să vă respectați așa cum v-ați respectat atunci când v-ați cunoscut. Și 2 ani. Acum 2 ani. Nu, timp de 2 ani, nu acum. Și timp de 2 ani, foarte frumos, vă mulțumesc pentru... Domnul Popescu, deci, repet, doamna Ionescu a afirmat că aveți să dați o datorie de 300 de lei pentru 100 de dormitoare și că au trecut 60 de zile de la data când datoria trebuia achitată. Dumneavoastră afirmați că aveți sau nu aveți să dați o datorie și de cât? Moral, am să dau această datorie de 600 de 300 de lei. Faptic nu? Faptic nu. Nu, legal nu. Legal nu. Pot să o dau în 5 ani, de exemplu, când ne judecăm în instanță. Eu n-am niciun interes, din punctul meu de vedere, să mă mediez și să plătesc o sumă acum sau la ce termen ajungem la o concluzie. Dar totuși, din respect asupra relației de 2 ani de colaborare, am venit astăzi la dumneavoastră și accept, să zicem, ideea de a ajunge la o concluzie comună pentru plată. Și ce propuneți, domnul? Da, propunerea dumneavoastră. O plată eșalonată, bineînțeles, și o plată atât în lei, în bani, cât și în produse.
acele 100 de dormitoare performante. O clipă, o plată și dar nu este problema mea că n-ați reușit să vindeți. Aveți 45 de sucursale. Ce înțelegeți? Vă rog frumos, ce înțelegeți? Vă promit solemn că dacă veți avea un ton de discuție, astfel încât să nu se sesizez aroganță sau autoritate, veți negocia între dumneavoastră. Până atunci o să fac eu pe intermediarul, pe mediatorul. Ce înțelegeți prin plată și aromată în bani și produse? Banii înțeleg și eu, dar ce înțelegeți prin produse? Să zicem, materia primă pentru care doamna se luptă să construiască dormitoarele. Ce ar trebui să... Lemn, bineînțeles. Materie primă. Deci noi astfel le oferiți lemn doamnei pentru fabrica dânsei. De calitate. De calitate. Și vă referiți la calitate și la calitate. Haideți, mă uitați-vă și la mine. Vă rog frumos, doamna Ionescu, ce felul aveți de propunerea? Ce felul aveți de propunerea? În primul rând mi-a zis să-mi notez și mi-am notat niște lucruri. Renunț la unele lucruri pe care vi le-am notat, pentru că ați tot purtat și noastră să lase tonul, să lase aroganța și să lase cuvintele pe care văd că nu știu, nu le cunoșteam până azi la dânsul. Domnule mediator, haideți să vă spun cum stau lucrurile. Eu i-am livrat cele 100 de dormitoare. Are să-mi dea 300.000 de lei, moral, legal, cum vrea dânsul, dar are să-mi dea pe toți. Nu știu de ce, cu moral, cu legal, nu am înțeles ce vreau să spună. Și în ceea ce privește calitatea, este unul din cei care întotdeauna mi-a lăudat calitatea mobilei pe care o construiesc și nu mă lupt, domnule Popescu, să o construiesc. O fac cu plăcere și fără prea mare luptă, pentru că suntem specialiști. Mai mult decât atât, începuse să-mi spună că vreau eșalonare. Este evident că nu mă așteptam ca în acest moment domnul să-mi dea bani. Dar, haideți să ne uităm și la eșalonare. O eșalonare pe 5 ani, când plata trebuia făcută în 60 de zile, mi se pare, ca să folosesc aceleași cuvinte, imoral. Nu doar eu am înțeles de la domnul Popescu și aș vrea să mă audă și să-mi confirme, dacă am înțeles bine, că dânsul a propus și nu a negat calitatea dormitoarelor dumneavoastră, dar a propus ca să vă returneze cei 300.000 de lei care îi recunoaște, să vi returneze în bani. Și în lemn. Absolut, dar a spus în 5 ani, ceea ce este absurd. Ce că discutăm de eșalonare pe 5 ani, domnul, în termenul era de 2 luni. Adică despre ce vorbim aici? Ați avea o contrapropunere vis-a-vis, sau în primul rând, dacă ați agrea o eșalonare și dacă ați agrea o... Cum ați agrea o... Asta am și spus, dar intrase secretara și v-a deranjat puțin. Asta spuneam, că sunt de acord cu eșalonare, dar haideți să fim serioși. O eșalonare serioasă. Ce propuneți? Moralul nu e moral. Ce propuneți? Deci, maxim 6 luni aș vrea să-mi recuperez, dar nu vă mai schimbați, domnule Popescu, că sunt 6 luni pe care vi le dau dincolo de cele 2 luni pe care le-ați avut. Domnul Popescu, bun, dumneavoastră, ce altă propunere ați avea? Nu, în primul rând, solicitarea mea, bineînțeles, nu a fost pe 5 ani, a fost doar o discuție, cât ar dura un proces în distanță ca să-i recuperați în eventual. Asta în condițiile care n-aș fi câștigat eu. Dar, totuși, în 3 ani zic că este rezonabil. Ne-au promis toți că ieșim din criză acum, la sfârșitul lunii, și poate reușesc și eu să mă pun pe picioare, să vând dormitoarele și să băiești. Știți, domnule Popescu, apropo de criză, nu numai noastră sunteți în criză. Și societatea mea este în criză. Cred că toate societățile sunt în criză. Nu este o scuză care să acopere absolut orice acum. Mai de aceea puteți înțelege solicitarea mea de eșalonare. Am înțeles. Nu, am înțeles solicitarea de eșalonare. Îmi doresc o eșalonare pentru că, dincolo de toate aceste discuții, îmi doresc o colaborare viitoare. Și e un lucru extraordinar pentru mine, este că amândoi sunteți de acord că această datorie există la suma de 300.000 și că această datorie va trebui plătită, va trebui plătită eșalonat. Ce alte variante pentru plata eșalonată s-ar mai putea găsi atât din punctul dumneavoastră cât și din punctul dumneavoastră de vedere? Dar și o să vedem de acum încolo. Gândiți-vă la... aceasta în curs. Domnul Popescu, ce părere aveți și ce alte variante
pot să mă relaxez. Și care ar fi propunerea dumneavoastră? Maxim, minimul în care aș putea plăti ar fi un an jumate și de aici n-am cum să ajung la altă propunere. Domnule Popescu, haideți că dacă tot am ajuns aici, văd că v-ați schimbat și tonul. Asta cu plata în lemn mie este neclară. Nu vă știam până acum că ați fi furnizor de lemn și nu pot să pun societatea să colaboreze cu cineva cu care... Cred că s-a sesizat graba mea. Vreau să aduc la cunoștința colegilor mei că ne este interzis de gazdă să mai intrăm în sesiune separat. Deci, mă puneți într-o situație. Vă scoteam afară de multă, unul din voi. Am sesizat și noi graba dumneavoastră. Și noi suntem grăbiți. Este să vădăm vrem acasă. Da, bun. Domnul Popescu, apropo de mobila mea, a cărei calitate ținați contestat-o. Eu iau de la un furnizor care îmi dă lemn de foarte bună calitate. Noi, în acești doi ani, eu n-am aflat niciodată că dumneavoastră ați putea să-mi furnizați lemn. Nu mă puneți în situații jenante, nu vreau să spun mai mult. Haideți să ne gândim la eșalonare, haideți să ne gândim și să găsim un termen și să colaborăm cum am colaborat și doi ani de până acum foarte bine. Mă gândesc pentru că mi-ați propus un an jumate, mă gândesc că totuși un an, domnule Popescu, haideți, dați-o acolo, sunt 300.000 de lei eșalonați pe 12 luni. Faceți o socoteală cât vine pe lună. Domnul Popescu, la ce crezi că ne-ați avea să ne-am luat? Deci, doamne, n-a ascultat oferta mea bine. Păi nu, a fost așa. Pentru un an jumate, 200.000 de roni eșalonat. Și pentru cealaltă 100.000 de roni, pentru care sunt convins, nu? Exact. O să mă dau Domnule Popescu, atâta timp cât legea este de partea mea, să știți că mă pot duce și din pres, mă duc în judecată, să vă știe pe cine, să vă știe toată lumea, hai să lăsați-mă. Să știți că și eu pot să intru în sesiune separată cu sau fără acceptul de asta. Deci, domnul Popescu, cum achitați o datorie fără acte și livrați lemn cu acte și fără acte? Cum rămâneți-ne și pe noi, că nu înțeleg. Cum stingeți datoria? Cum faceți? De aceea v-am întrebat la început dacă sunteți specialist în comerț. Nu sunt specialist în comerț și nici nu trebuie să fiu, dacă vreți. Mergem din sala cu un specialist. Noi, ca specialiști în comerț, știm exact cum livrăm și ce livrăm și ce livrăm. Nu, domnule Popescu, pot să vă dezamăgesc eu ca specialist în comerț. Nu știu cum vreți să livrați și nu știu la ce vă referiți când spuneți că facturile nu sunt identice. Pe cuvântul meu și pe care nu m-am ajutat la discuția asta. Și momentul, suntem într-un scop scolastic și ar fi păcat ca cei din sală să-și facă o impresie că la mediere se fac lucruri ilegale. Da. Vă mulțumesc. Nu la mediere. Deci care este, care este oferta dumneavoastră vis-a-vis de ce spuneați că aveți ori de 100.000 de lei să dați, să oferiți lemn? La ce preț îl oferiți? Poate doamna aude și dacă corespunde calitatea, cine știe? Nu știu. O întrebăm. Îi oferiți la un preț? Cum ar fi? Sub 10% cât achiziționează dumneavoastră. Doamne. Ce părere aveți, doamne? Sub 10% cât? Sub 10% e o plașă. Spuneți-mi exact cât. Adică 10% mai jos pe cât achiziționează. Oferă un discount de 10%. Calitatea cum o pot eu constata? Aceeași calitate cu experții dumneavoastră. Ok. Asta nu sună rău. Și banii? Cei 200 de mii? Și banii? Cei 200 de mii? Nu. Haideți, domnule Popescu, să nu mai abuzăm de timpul nimănui. Pentru că v-am lăsat cu 100 de mii să-mi dați și când îmi livrați lemnul, nu mi-ați zis și aș vrea să aflu când îmi livrați lemnul, domnul Popescu. Imediat, într-o lună. Într-o lună lemnul. Și ceilalți 200 de mii? Să zic, adunea voastră într-un an. Atunci, ok. Deci, aveți un termen de livrare a lemnului 30 de zile, da, pe care îl stipulăm în acord, și returnarea sumei de 200 de mii de lei într-un an. De acord. Vă sugerez să mergeți la un notar pentru verificarea actului respectiv. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, domnule Medeta.
urma concesiunea separată și cum se pun întrebările. Spun toate acestea și vă rog pe toți cei care doresc să urmeze un curs de mediatori să înțeleagă că medierea este o profesie de rezolvare a conflictelor și nu este o specializare. Vă gândiți ce ar însemna dacă vine un medic contemplat, atunci un specialist medic și un contemplat. Dacă vine un inginer chimist, un inginer electronist, ar trebui să fim un specialist inginer electronist și un specialist chimist. Este aberant să credeți că medierea se poate, eu știu, înființa pe specializări. Dumneavoastră, ca mediatori, în schimb, puteți să alegeți o specializare pe care să o faceți. Că